Acum, colegi, aș vrea să vă vorbesc despre evenimentul nostru. Deci, evenimentul de astăzi are drept scop, drept obiectiv, să determinăm cele mai eficiente metode, procedee, tehnici și instrumente de evaluare în perioada învățării la distanță. Când zicem cele mai eficiente, a trebuit să facem o analiză a ceea ce există. Și noi am încercat prin formularul de înscriere la acest webinar, dar și prin formularul care astăzi dimineață l-am pornit pe rețele, să colectăm informații despre care ar fi instrumentele de cele mai utilizate, dar când zic instrumentele, nu neapărat m-am referit la instrumentul, la termenul de instrument din evaluare. Dumneavoastră corect ați înțeles, majoritatea era vorba de aplicațiile pe care le utilizați în scopul acesta. Așadar, am rugat echipa de formatori ai asociației să mă ajute. După câte vedeți aici la ecran, avem mai multe repere astăzi de discutat. Și acest webinar nu-și dorește, de fapt, să fie o sesiune de formare sau de învățare, de instruire. Noi ne dorim să vedem care ar fi unele aplicații utilizate în perioada aceasta și am rugat formatorii ca să vină cu experiență nemijlocit practică, cu experiențe proprii și cu exemple proprii, așa încât să putem să constatăm problemele sau succesele implementării învățării la distanță și anume aceste etape foarte importante a procesului educațional, evaluarea. Dragi colegi, evenimentul de astăzi este organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat cu Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala din Republica Moldova. Și îmi permiteți să vă transmit salutul, mesajul de salut al domnului ministru Igor Șarov, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, care constată și dumnealui necesitatea de a aborda această problemă a evaluării în contextul în care am avut o experiență de 2 luni și jumătate în implementare. Deci, ziceam că domnul ministru Igor Șarov v-a transmis salutările dumnealui și, din păcate, nu a reușit să participe astăzi la eveniment, dar semn că acest eveniment este susținut de domnul ministru care este profesor universitar și care este cu sufletul și cu inima aproape de cadre didactice. Sper că nu doar Agiro a simțit acest lucru. Vreau să vă mulțumim, stimați colegi, membrii asociației, că am simțit în această perioadă susținerea voastră. Cred că nu a fost gratuită, deși îmi dau seama că ați fost și subiectiv pe alocuri. Dar să știți că este foarte ușor să te gândești la sistem atunci când știi că ai foarte mulți prieteni și foarte mulți colegi care sunt înțelegători și mai mult decât atât susțin. De ce? Dați-mi voie să vă prezint în continuare invitații noștri și oaspeții de onoare la eveniment. Este doamna Lilia Ivanov, director Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Doamna Ivanov, o să vă oferim cuvântul, acum doar vă prezentăm. Doamna Loreta Handrabura, doctoră conferențiară universitară, expertă în programe educaționale. Formatorii noștri de astăzi, doamna Svetlana Anastas, doctor, profesor, grad didactic superior. Doamna Olga Balanici, profesor de discipline în domeniul TIC, grad didactic superior, master în științele educației, BELTS. Doamna Daniela State, un adevărat profesionist al educației și mai ales că este acum în echipa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, grad didactic superior, master în științele educației și consilierul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării. Doamna Maria Butuc, profesoară de limba și literatura română, Liceul Teoretic Gheorghe Asache, municipiul Chișinău. Doamna Daniela Văcarciuc, grad didactic superior, directorul Liceului Teoretic Vasile Alexandrii Chișinău. Doamna Leona Focșa, grad didactic I, Liceul Teoretic Mihai Eminescu Căușeni.
Doamna Viorica Mățilă Parteni, grad didactic superior, Liceu Teoretic Mihai Eminescu Bălți. Doamna Angela Suhin, Instituția Publică Gimnaziu Grădiniță Mireni Noi, Aneni Noi. Așa. Doamna Tatiana Purcaci, master în științele educației, grad didactic întâi, Liceu Teoretic Superior, Gura Galbenii Cimișlia. Și doamna Rodica Moruț, master în științele educației, Liceu Teoretic Dante Alighieri, municipiul Chișinău. Dragi colegi, după câte ați observat, ne-am străduit ca să extindem area formatorilor noștri, astfel încât să avem acoperiri în întreaga Republică, pentru care, fapt, mulțumim colegilor voluntari. Și aș vrea să anunț agenda zilei. Deci vom avea la început două comunicări de salut și de încurajare din partea doamnei Lilia Ivanov și doamnei Loreta Handrabura, după care vom oferi 5-7 minute fiecărui formator pentru a prezenta succint experiența în această perioadă în domeniul evaluării. Vă rog foarte mult, deci dumneavoastră veți primi certificate, dar veți primi aceste certificate mâine și explic din ce cauză. Deci dumneavoastră veți primi imediat după eveniment accesul la mapa cu materiale și veți primi pe e-mail și un chestionar de feedback. Așa încât, deci dacă observați, la moment avem 210 persoane în formular, s-au înscris 250. Ca să nu verificăm noi cine a venit și cine nu a venit, chestionarul de feedback ne va ajuta să clarificăm acest lucru. Și acum îi ofer cuvântul doamnei Lilia Ivanov, directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Doamna Ivanov, ne auziți, ne vedeți? Repet că vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea să particip la acest eveniment, un eveniment de o importanță majoră, fiindcă subiectul care dumneavoastră l-ați ales, după mine, este unul cel mai sensibil și cel mai mult discutat în toată societatea. Aici aș vrea doar să fac o mică remarcă. Trăim timpuri altfel, trăim un timp care probabil că nu ne l-am imaginat. L-am văzut doar în filme, l-am citit în cărți, dar acum uitați-vă ce se întâmplă. Și dacă lucrurile cumva au fost luate din mers și ceea ce ține de predare, profesorii noștri cu un efort extraordinar de mare l-au reușit, așa, deci la capitolul evaluare, după mine, avem multe semne de întrebare și încă multe de învățat. Fiindcă în 15 minute care poți să stai sau în 20 de minute poți să-l captivezi pe copil în fața ecranului, atunci evaluarea are mai multe aspecte și la moment eu cred că nu sunt toate acoperite. Eu mă refer la faptul cum se întâmplă lucrurile, cât de bine se simte copilul, cât de relevante sunt răspunsurile, cât de credibile sunt răspunsurile, dacă toți copiii sunt aceiași condiții, dacă noi primim aceleași rezultate de la ei și multe, multe altele. Eu vreau doar să spun că copiii noștri sunt nativ digital. Ei s-au născut deja așa și ei merg cu mulți pași înaintea noastră. Ceea ce noi trebuie să învățăm, ei deja asta cunosc. Eu vă urez la toți astăzi succes și mie tot și o să am marea plăcere să vă ascult pe fiecare dintre dumneavoastră. Succes și baftă! Mulțumim mult, doamna Ivanov, pe bună dreptate. Mă bucur foarte mult că alături de mine sunt colegi care mă completează și eu acum vă ascultam și mă gândeam și eu asta voiam să spun. Deci, perfect, facem un puzzle. Și în sensul ăsta ne-am amintit ce am discutat de uneți într-o ședință la minister, în care domnul ministru ne spunea că ar trebui să ne obișnuim cu această idee, acestui virus, din păcate. Ar trebui să înțelegem că acest virus nu va pleca niciodată și ar trebui să înțelegem că cu el trebuie să ne obișnuim să trăim, să conviețuim, așa încât măsurile de igienă să fie
respectate, așa încât aceste carantine care, despre care vorbim astăzi, să fie acolo localizate, acolo unde apare anumite focare și așa mai departe. Din păcate. Dar de ce spun lucrul ăsta? Pentru că atunci când prima dată când am auzit, m-am speriat, dar pe urmă am înțeles că așa cum mai sunt și alți viruși și cu care noi conviețuim, iată că am încercat încetul cu încetul să înțelegem cum am putea să, care ar fi măsurile de profilaxie. Bineînțeles că acum mai apare și problema vaccinului și acest vaccin e legat cu diferite mituri, dar la acest webinar noi nu suntem virusologi și plăcerea noastră este să discutăm despre problemele educaționale, soluțiile educaționale. De ce, să știți, dragi colegi, că în zilele acestea mulțumim doamna Ivanov că am avut în toată perioada aceasta de când sunt la Minister o colaborare foarte interesantă și frumoasă. V-am apreciat și vă apreciez ca un profesor, astfel încât profesorii noștri să știe că la Minister sunt colegi profesioniști. Și vreau acum cu deosebită plăcere să vă spun, să vă mărturisesc că de ună zi în biroul nostru a venit o colegă pe care, surpriză, și ideea acestui webinar a venit, iată, din aceste discuții cu colega surpriză, pe care o prezint în continuare, doamna Loreta Candragura. Și nu vreau să vă povestesc ce am vorbit cu dumneiei, dar vreau să-i oferim cuvântul pentru că dumneiei o să ne spună ceva foarte interesant și important. Doamna Candragura, sunteți alături de noi? Hristos a înviat la toată lumea, mă aud bine? Foarte bine, da, mulțumim. Mă bucur că eu adineauri vă ascultam și practic vedeți că se duce profilul meu un pic spre dreapta, încep și eu să fac, nu-mi reușește încă ca era ungur, pare mi se, participantul la România Au Talent, care cânta în același timp la trei viori. Eu sunt acum la două device-uri și încă telefon. Exersez, vă zic cum, fiindcă a vrut, cred că, cineva, cel de sus, care ne ghidează, într-adevăr, să trec în fugă pe la minister cu treburi, mă rog, de susținere, fiindcă voi rămâne conectată, indiferent unde sunt, pe toate ideile care mă vizează și pe mine, fiindcă pot să schimbi postul, dar crezul și stihia în care tu rămâi să fii ceea ce ești, sigur că porți mereu cu sine. Am discutat un pic cu doamna Marin și i-am spus că eu fug de titulaturi de genul de expertă. Da, pe educația pentru media și educația de gen pot să accept că am o expertiză. Astăzi aici cu dumneavoastră sunt în două roluri. Și ucenică și calfă. Calfă fiindcă am ajuns, mă rog, neasistată, deja să fac și eu învățare, evaluare asistată de calculator. De ce insist pe niște chestii de genul ăsta? Fiindcă, dragile mele colegi, eu sper că l-am văzut doar pe domnul Cerbușcă, că adineauri am avut sentimentul că suntem aici la o cuconadă pedagogică cu meniu virtual actual pe evaluare. Și misiunea noastră, asemenea oenologilor, mă gândeam acum, o să ne expunem impresiile pe ceea ce am gustat din evaluarea asistată de tehnologiile informaționale sau intermediată de calculator, fiindcă să știți că eu încă reflectez dacă e corectă învățarea la distanță și nu cumva totuși învățare sau instruire mediată de calculator, fiindcă ea ne apropie. Medierea este, mă rog, cu tipul de... Iarăși îmi vin foarte multe englezisme, mea culpa, ceea ce utilizăm, fie ordinatorul, fie planșeta sau și telefonul, sau pe toate trei în același timp. Eu am dat curs, în primul rând, ca să, sincer, să învăț de la voi și să înțeleg odată în plus ce a mers, ce a funcționat. Eu în această perioadă am lucrat cu adulții.
Știți că m-am dus, chiar dacă fac educație, pe domeniile pe care le-am amintit, inclusiv și îi susțin și îi ajut și pe cei din sport, instruirea, să o conceptualizeze pe tot ce spunem noi și didactică, dar și docimologie, ceea ce ne propunem astăzi să discutăm, fiindcă evaluarea acolo se încadrează. Și am văzut că unele dintre dumneavoastră cu adevărat sunteți foarte avansate. Eu am experiența, care pentru mine a fost o provocare extraordinară, să lucrez concomitent 5 zile la rând pe o formare de formatori și pe internațional, vreau să vă zic, în care noi, la aceeași secvență de învățare, deci iată cum suntem noi acum, noi lucram pe trei, hai să le zic, aplicații, dar corect ar fi, lucram pe un software liber, pe Moodle, Telegramul era chatul la care, prin care răspundeam și ne evaluam reciproc, autoevaluam, și Zoom-ul, cu toate posibilitățile lui, era platforma de bază. Asta pe Mariana a intrigat-o când eu i-am zis, dar eu știu că multe nu le știu. M-am uitat din ce ați descris fiecare și chiar voi fi foarte curioasă, fiindcă învățarea cu adulții e o situație, cu elevii sigur că eu vreau să vă provoc ca noi să reflectăm și astăzi cel puțin eu caut răspunsuri la următoarea provocare. Cum corelăm corect trei elemente în evaluare, anume tipul de evaluare, inițială, formativă sau sumativă, cu metoda, procedeul didactic pe care îl punem la bază, fie este test, fie este eseu, etc., și instrumentul tehnologic adecvat sau aplicația. Aici, după mine, colegii și colegi, este marea provocare. Eu v-am admirat, sincer, mesajul pe care m-a îndemnat PNUD Moldova să-l fac către comunitatea de pedagogi, acel mesaj de încurajare pe care știu că o parte l-ați văzut. Chiar sincer l-am făcut și mă bucur că astăzi, iarăși, fie în sufrageria noastră sau casa noastră, suntem la aceeași catedră online, cu care, volens, nolens, noi deja trebuie să prietenim, cu toate supărările, cu toate frustrările, cu toată lipsa asta de timp, fiindcă, nu știu cum dumneavoastră, mie mi-a amintit, eu eram student atunci, noi acum am făcut peste noapte ceea ce am reușit, amintiți-vă, 89-90, trecând, dacă nu, atunci a fost, trecând de la grafie chirilică la latină, eu eram la română și știu cum profesorii noștri azi învățau și ei norma din limba română, așa, de scriere corectă, și a doua zi doamna Cărtăleanu, doamna Cosovan sau profesorii mei de domnul Mătcaș, și a doua zi veneau și ne predau nouă. Oricum, noi am trecut testul de evaluare inițială, hai să ne facem o autoevaluare, pe instruirea la distanță, ne-am descurcat fiecare cum am putut cu toate hubile, cu faptul, nu l-am spus public, dar acum chiar sincer să, vreau să spun și am să zic o dată în plus, probabil că și public, acest lucru, am nimerit iarăși în capcana atașamentului pentru ceea ce trebuia să facem. Eram impuși de situație și fiind în casă, eram cu copiii noștri care se aflau acasă și iarăși i-am neglijat pe ai noștri care treceau prin spatele nostru prin casă. Eu vă înțeleg perfect acest lucru, vă exprim toată admirația, fiindcă sigur că e greu să echilibrezi și viața profesională și oamenii apropiați care să nu te simtă deja ca o prezentă în casă, dar absentă pentru ei. Eu ziceam că aș vrea în această cheie, sigur, să căutăm răspunsuri. Doamna Ivanov, eu mă bucur, colega mea, că este aici, voi toate care și colegii și colegile pe care îi cunosc, pe care urmează să-i cunosc. Problema noastră a fost, și vă spun lucrul ăsta, înțelegând din comunicarea cu, mă rog, nepoata mea și cu sora mea, care e tot din învățământ, fiind în Irlanda. Ei au trecut mai ușor, fiindcă la acea etapă, toți copiii ei deja aveau poșta clasei și o platformă a școlii. N-au trebuit să caute, să se streseze. Automat toți profesorii nu lucrau sincron, dar foarte mult asincron, dar ei aveau deja platforma unde le scriau, unde le spuneau I'm here,
le dădea timpul de la 12 la 15, cine nu a reușit să rezolve exercițiul, mă găsește, dar la anumite materii. În rest, vreau să vă spun, noi cred că am făcut o revoluție, iarăși comunitatea pedagogică din Republica Moldova, voi ați lucrat foarte mult, într-adevăr, online, sincron, pe când foarte multe țări, eu știu, și asta vor, de acum spun din comunicarea pe care am avut-o și eu cu lumea, mă rog, din top managementul, ei au lucrat foarte mult, într-adevăr, chiar la distanță, adică copiii mult, cel mai mult au fost pe cont propriu. Însă, ei, într-adevăr, au deja ceea ce zicea și doamna Ivanov, că rămâne o altă întrebare. Iau instrumentele bine puse la punct, prin care evaluarea nu se trișează, se lucrează concomitent, nu pistonați și ajutați în paralel de toate telefoanele și de toate gurile din casă, așa? Adică, probabil că aici va fi și doi, eu n-am să mai vreau să intervin, profit și de doamna Marin și de doamna Ivanov. Cu domnul ministru noi am început discuția, dar urmează să o continuăm. Colegi, noi nu vom reuși, acum eu vorbesc din perspectiva cadrului didactic, ca și voi, să realizăm și aceste evaluări, așa încât, într-adevăr, ele să fie obiective, atâta timp cât nu o să avem un minimorum, până mai ieri pixul sau computerul adecvat. Astăzi eu mi-am dat seama că am nevoie nu doar de laptop, am nevoie de un telefon performant, am computerul staționar, care, iată, vedeți, eu stau și mă uit mare cu ecranul și când îmi mai trebuie, mai deschid un... le-am adus două de la serviciu, două sunt din casă. Și aici, sigur că vom avea nevoie de suport, donatorii cunosc foarte bine, fiindcă toți experții de pe internațional, în asemenea formări, lucrează cu cel puțin două computere și numai decât un telefon. Asta este minimum de ce ai nevoie, ca copiii când vorbesc, tu te uiți, eu mă uit, iată cum acum vedeți, de pe ecranul mare și eu îi văd, îi pot urmări sau văd răspunsurile. Deci, prin urmare, avem nevoie și de acest exercițiu multimedia, de care să țină cont și ministerul și instituțiile noastre și știți, știu că pe unii supără, să investim mai puțin în alte lucruri, perdele și nu știu ce prin școli, de care eu mereu am fost supărată, așa, sau și noi acasă și haideți, cum vine electricianul la mine și mi-arată sculele lui de 1500 de euro și de atâta mi-a 200 de lei pe minut după ce mi-a gâdelit priza, și eu sunt mirată, dar el îmi spune că el a făcut investiția asta. Așa și noi cred că este cazul. Știți cum, toată competența, pregătirea, ambiția pe care o aveți și eu o admir, fiindcă am demonstrat că se poate și nu vreau să rămânem numai cu eticheta caz de succes, dar noi să avansăm ca să avem confortul de a jongla cu evaluarea mediată la computer, așa, sau la calculator, la fel de prietenos, așa cum o facem tradițional în contactul fizic. Vă mulțumesc și chiar abia aștept să vă aud și pe dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult, consistent mesaj, încurajări, cât e de plăcut când colegii care eu totuși am să insist pe expertiză, pe faptul că doamna Sandra Bură este expertă și cât este de aproape alături de aproape de profesor și înțelege, empatizează cu toată starea prin care trecem cu toții. Vă mulțumim mult. Ați spus un mare adevăr, doamna Sandra Bură, și în momentul când ziceați de un computer, un laptop și un telefon, tocmai am făcut un selfie, pe urmă am să-l primit. Că exact așa stau și eu, cu trei echipamente și sunt sigură că nu e totul perfect și aș mai fi vrut o cameră aparte, un microfon separat, niște boxe mai bune, etc. Dar să sperăm totuși că aceste tehnologii ne vor folosi, dar nu vor fi doar, să zic așa, veșnice sau, mai bine zis, nu vor fi pe prim plan. Asta mi-am dorit. Vă mulțumim mult de susținere. Și vă rugăm foarte mult, stimați colegi, doamna Sandra Bură a punctat niște momente importante, cred că vi le-ați notat, așa încât să putem să ne concentrăm atenția în continuare pe aceste aspecte importante. În continuare, la noi vine acum să ne prezinte doamna Svetlana Anastas, doctor în pedagogie, a scris o teză de doctorat dedicată domeniului evaluării,
și astăzi va vorbi despre managementul evaluării rezultatelor școlare în contextul învățământului online, la distanță. Încă mai încercat Svetlana. Svetlana a fost a mea studentă și mie îmi crește tocmai pieptul de mândrie când învăț fostele mele studente, de la care astăzi, în sfârșit, am și eu șansă să învăț. Sunt onorată, doamna. Dragi colegi, subiectul pe care mi l-am propus să-l aduc în fața dumneavoastră vizează managementul evaluării rezultatelor școlare la distanță. Și intenția a fost ca să pornesc cu câteva dintre provocările interogative ale cadrelor didactice. Nu le-am selectat din presă, le-am selectat de la colegi. Lista este mult mai mare, dar m-am oprit, reșind din timpul rezervat, la câteva. Deci una dintre provocări este ce sau cine te ghidează în evaluarea rezultatelor școlare la distanță, cu ce scop noi evaluăm rezultatele școlare la distanță, ce se evaluează și ce instrumente de evaluare utilizăm în evaluarea rezultatelor nemijlocite. Vă rog, doamna Marin, trecem mai departe și o să pornim de la prima provocare, cine sau ce ne ghidează în evaluarea rezultatelor. Vă rog, următorul slide. Acesta? Eu este? L-am dat deja. Da, este. Actelor raportul ghidat. La mine nu s-a schimbat nimic, deci ar trebui să fie prima provocare și în contextul acesta aș remarca promptitudinea Ministerului Educației să pornim că cei care ne ghidează trebuie să pornească din vârful piramidei și salutăm probabil inițiativa Ministerului Educației de a se implica, dar și de a fi consecvent în actele normative și reglatorii. Aș remarca aici metodologia care ne-a propus-o pentru învățarea la distanță și acolo sunt puncte care vizează nemijlocit evaluarea. În acest context aș reaminti că chiar în punctul 25 fac referință la regulamentul cu privire la evaluarea rezultatelor și notarea elevilor aprobat la începutul anului, fapt care consemnează că modificările la distanță nu ar trebui să fie semnificative percepute de elevi, de subiecti. Toate acestea rămâne a fi trăită modificarea aceasta de către cadrele didactice. Un alt moment de ghidaj în procesul evaluativ aș remarca că este la nivel de instituție. E foarte important administrația, directorul instituției în care activează cadrele didactice să se fie racordat la subiectele ministerului și să fie, dar mulți au și făcut-o, să ia decizii corespunzătoare pentru implementarea acelei evaluări pe care noi ne dorim. Probabil sunt o norocoasă pentru că instituțiile în care activez de învățământ general au avut suficientă creativitate, dar și ingeniozitate și responsabilitate să aprobe câteva documente la nivel instituționale, cum este planul de dezvoltare, mă refer ăsta de la Heritage, strategia de evaluare pe care a aprobat-o liceul Prometeu Prim, preferind la învățarea la distanță și alte regulamente și ordine interne care să ajute și să ghideze cadrele didactice la nivel instituțional. Sigur, aș mai adăuga, dacă ați observat, pentru provocare am mai pus și cine. Fiecare dintre noi am găsit un grup de persoane care ne ajută într-un fel sau altul să ne discutăm ce înseamnă a evalua la distanță. Mai departe, deci, stimați colegi, doamna Balanici astăzi a reușit să realizeze o sinteză a chestionarului pe care l-am lansat
Și, de fapt, chestionarul de dimineață care a fost lansat cu privire la evaluare la distanță, deci nu a fost altceva decât o sinteză a informației pe care ați oferit-o dumneavoastră, stimați colegi, și doamna Balanici ne va prezenta astăzi problemele identificate, dar și soluțiile. Doamna Olga. Onorați oaspeți, dragi invitați, stimați colegi, vă salut cu drag. Suntem de-a lungul întregii noastre vieți probabil evaluatori și evaluați, fie de elevi, fie de noi înșine. Deci problema majoră, cred că acum la învățarea la distanță, este la toți colegii cum evaluăm corect, cum evaluăm corect. Deci, da? Deci aș vrea acum la moment să accesați fie QR codul dacă aveți posibilitatea sau să faceți un click pe adresa de mai jos și să răspundeți la întrebările de acolo. Eu am să încerc să arăt ce se întâmplă. Da, vă mai dau timp ca să puteți accesa. Se vede și codul, da? Da, localitatea unde locuiți, da? Da. Dacă toți au accesat, atunci eu arăt fereastra. Nu știu dacă toți colegii ar putea să facă lucrul ăsta, că mulți lucrează la... Trebuie să avem aici, așa cum a spus doamna Candrapura, mai multe telefoane. Exact, da. Păi atunci cine reușește, dar să vedem aproximativ. Am vrut să demonstrez cum facem o spatele de gheață, da? Uh-huh. A lecției. Așa, cu și... Deci trebuie să scriem localitatea unde locuim, da? Da, și iată aici apare. Florești, Chișinău. Uh-huh. 13 au răspuns, 14. Iată jos este omulețul și el ne arată cât de activ sunt elevii la lecție. Deci, iată, cam asta este ideea, da? Deci, următoarea întrebare. Cum vă simțiți? Aveți acces, da? Așa. Da. Da. Iată, o să vedem cum ne simțim noi astăzi, majoritatea de noi. Să vedem, este cineva obosit? Duminică, seara, poate. Deci au răspuns 9 elevi. Majoritatea se simt excelent. Asta mă face să fiu mai optimist în prezentarea mea. Curioasă. Foarte bine. Motivată, optimist. Și deci nimeni nu e obosit, extenuat sau plictisit. Așa. Pe final, ce este, tot va fi bine. Așa, ne întoarcem la prezentarea mea. Deci, în baza sondajului care a fost elaborat, cred că toți ați, nu știu, majoritatea din dumneavoastră ați răspuns la acest chestionar, eficientizarea procesului de evaluare la distanță, probleme și soluții. Da? Deci, prima întrebare din acest chestionar a fost ce aplicații ați utilizat cel mai mult în perioada de carantină de evaluare formativă? Deci, da, majoritatea cadrelor didactice au bifat cel mai mult, văd că, platforma Zoom. Deci, mă interesează foarte mult, într-adevăr, cum a folosit Zoom-ul. Fiecare elev avea în parte sau... cu ajutorul lui Zoom doar gestiona unele instrumente de evaluare, probabil. Mă gândesc că asta ar fi cel mai bine. Viber-ul. Da, majoritatea au optat chiar undeva 70%, da, din cei intervievați, dacă nu mă greșesc, erau 358, da, se vede cifra. Se vede bine, da? Da, da. Uh-huh. From Crens. Oi. Așa, așa.
Așa. Deci, se vede bine. Viber, Messenger, da, cum a spus și doamna Loreta, este foarte bine ca, într-adevăr, instituția să fie pregătită pentru astfel de abordare a învățământului la distanță, adică să ne ofere o platformă unde să fie stocate toate informații, să fie oferită, anume, iată, conexiunea asta sincronă cu elevii. Deci, sunt foarte norocoși acei elevi care învață în așa școli cum au platforma studiei medie, da, sau cumva s-au monitorizat sau au utilizat Google Classroom. Deci văd că pe a treilea sau a patrulea loc la noi este Google Classroom. El este un instrument foarte util, anume în managementul învățării, predării, evaluării, deoarece cred că toți care utilizați Google Classroom ați înțeles că când plasați o temă, cineva a conectat microfonul și se broiază. Nu știu cine, nu pot să văd acum la moment. Așa, și deci dacă plasați o temă cu chestionar, atunci în loc la link-ul pe care apare Google Form, puteți plasați un oricare alt link. Deci Field, Life Worksheet sau Learning Hub sau Quizzes. Eu îmi cer scuze dacă nu pronunț poate corect limba engleză. Deci sau chiar pe Padlet, da, Linkus, sau Socrativ, sau alt instrument care îl folosiți dumneavoastră. Și ar fi foarte bine, eu nu știu, văd că majoritatea au accesat Zoom, vreau să mă opresc aici. Eu cred că Zoom-ul, el e foarte bun la învățarea sincron, dar cum a zis și doamna Loreta Handrabura, într-adevăr, cam obosesc copiii. La 8:30 se... prima lecție Zoom, a doua Zoom, a treia Zoom, așteaptă și altceva poate. Doamna Balanici, dacă îmi permiteți, a făcut o precizare foarte bună domnul Sergiu Lusenco. Domnul Lusenco, vă salutăm și ne bucurăm mult că sunteți alături de noi. Bună precizare, exact când am văzut dimineață că toată lumea alegea Zoom, Viber, vă spun ce înseamnă, m-am speriat. Da. Și am zis, probabil că lumea nu s-a concentrat pe idei de evaluare. Deci doar a ales aplicațiile pe care le utilizează de fapt în predare. Mulțumim, domnul Lusenco, doamna Blanici, vă rog. Da, deci asta e ideea, că într-adevăr văd că toți au optat pentru această platformă. Da, este binevenită, dar vă spun, e mai mult pentru a preciza unele momente sau... Nu știu, ar fi bine mai de utilizat instrumentele să fie așa adaptate sau după un plan de învățământ bine stabilit. Cred că acum ne va învăța toți să ne facem un plan de învățare, fie instrumente selectate cu multă chipzuință și într-adevăr care să fie utile atât nouă cadrelor didactice cât și elevilor noștri. Deci, așa, iată, vedeți, mai jos sunt Moodle, tare puțin la noi utilizează, de nu înțeleg de ce, deoarece poate nu toate instituțiile au posibilitatea de a cumpăra un server, că el cere mai multe hard-uri care nu poate toate școlile să-și permită. Deci, următoarea întrebare din acest chestionar era ce aplicație ați utilizat cel mai mult în perioada de carantină la evaluarea sumativă. Deci, iată cum vedeți și dumneavoastră, majoritatea a făcut evaluarea pe Viber și Zoom. Sunt foarte curioasă, chiar într-adevăr, să văd și eu cum merge astfel de evaluare, dar, în fine, deci eu vreau să vin aici cu niște plusuri sau niște soluții, așa. Da, mulți dintre noi mi-aducem aminte cum, când eram evaluați, parcă ce avem acel nod în gât, da? Deci ar fi bine să îmbrăcăm haina elevului. De multe ori, când îmbrăcăm această haină, putem să vedem lucrurile altfel. Deci eu consider că contează foarte mult procesul de învățare. Adică toate, ar fi bine ca utilizarea formativă pentru a gestiona procesul de învățare și să ne concentrăm mai bine pe identificarea achizițiilor și deficiențelor determinate decât pe notă. Deci, da? Sunt foarte curioasă să văd cum se face evaluarea asta pe Zoom, pe Viber, Messenger. Este foarte complicat. Ne facem lucrul nostru să fie mult mai complicat. Se poate de utilizat, iată, astfel de aplicații. Aici am să trec un pic. Așa. Deci, iată, Life Worksheet. După mine este o aplicație destul de interesantă. Eu chiar am să deschid aplicația respectivă. Așa,
Iată, eu deja am accesat, iată, cam așa este interfața. Când vă conectați, dumneavoastră aveți posibilitatea să vă conectați în calitate de profesor sau elev. Ce este bine, eu înțeleg, nu toate cadrele didactice posedă aceste abilități de a lucra cu toate instrumentele. Deși sunt tare multe tutoriale, chiar și pe platforme educaționale online, da, și pe YouTube, chiar când scriem pe canalul YouTube, apar foarte multe tutoriale. Deci nu este nimic complicat pentru a crea o fișă interactivă, haideți să le numim așa. De ce? Deoarece învățământul tradițional, sigur, ne-a făcut să avem o bază de date de fișe de lucru. Da? Acele teste, chestionare, sau ce avem noi. Sau... Da, iată, aproximativ așa eu am deschis la întâmplare. Deci această fișă ne dă posibilitatea ca, de exemplu, printr-un link, fie că îl plasăm pe Google Classroom, fie îl expediem în grupul pe Viber sau Messenger, WhatsApp sau pe StudioMD sau pe altă platformă și elevul primește link-ul, indiferent, el are calculator sau un telefon mobil sau o planșetă, da? El a deschis, a completat fișa, după ce a completat-o, accesează finish și expediază fie profesorului pe e-mail, fie deodată vede răspunsurile. Este foarte bine, deoarece profesorul, dacă când a setat fișa respectivă, a introdus răspunsurile corect și elevul a observat care este nota. Și e mecanism de lucru pentru noi, cadrele didactice, deoarece pe noi, într-adevăr, ar trebui să ne sconteze foarte mult cum merge procesul ăsta de învățare, adică unde el are lacune, ce nu merge bine, de ce nu îi primește produsul final, adică da, nu atinge competențele respective. Deci, iată despre aplicația asta. Așa, mă întorc la prezentarea mea. Deci, văd că toți au optat pentru majoritatea pe Zoom, da? Viber, Messenger, PowerPoint. Se vede că s-a avut în vedere aici la prezentări PowerPoint, majoritatea au cerut. Google Classroom, mai marea majoritate, deci 43% formulare, Kahoot. Deci se vede că încă cadrele didactice nu prea aplică instrumentele astea de predare, de învățare și evaluare, da? Așa. Deci asta e următoarea pagină a întrebării. Așa. Ce aplicație ați utilizat cel mai mult în perioadă? Asta e următoarea, da? Probabil. Ați prezentat aceasta, da. Mai departe, la probleme, doamnă Tălănici, da. Și nu uităm de scuzați. Da, da, da. Ce dificultăți ați întâlnit în procesul de evaluare? Deci, majoritatea, după cum am văzut, nu toți copiii au avut... Eu am să deschid formularul să citim întrebarea, că nu se vede. Așa. Deci, nu... Nu toți copiii au avut posibilitatea de a participa. Deci asta am observat eu. Așa. Deci haideți să mai analizăm care mai sunt problemele. Lipsa de obiectivitate a copiilor, sunt ajutați de părinți, da, asta rămâne, cred că, și la învățământul tradițional, deși oare fac temele acasă, ei oricum cineva îi ajută, da? Dacă în clasă facem evaluarea, e mult mai bine. Deci, iată, cam acestea sunt dificultățile pe care le întâlnesc colegii noștri în învățare la distanță. Deci, ce greșeli fac profesorii în procesul de evaluare la distanță? Deci, cea mai mare greșeală e recepționarea testelor sub formă de foto. Într-adevăr, iată, de aia și am zis că este mai util de utilizat astfel de instrumente care să ne fac lucrul mult mai ușor. Adică să primim pe o platformă toate stocate, ceea ce este în Google Classroom, adică dacă am plasat lecțiile acolo, toate sunt stocate într-un fișier, driver, și chiar și temele care le expediază elevii. De asemenea, noi am accesat dosarul, am verificat, notele s-au notat și sau am dat obiecțiile pe care avem noi de dat. Ce soluții aveți pentru a îmbunătăți evaluările la distanță? Puteți să alegem mai multe. Și deci, colegii noștri au dat așa o soluție. Așa, schimbul de experiență. Desigur, asta este o prioritate, deoarece cât mai mult comunicăm între noi, fie unul spune minusul, fie altul spune plusul. Și deci, respectiv, observăm care instrumente sau
aplicații sunt foarte utile și interesante. Ne întoarcem la prezentarea mea, vreau să vin cu câteva soluții. Deci, am vorbit despre Live Worksheet, unul din aceste instrumente de evaluare, fie el formativ sau sumativ, cred că o să fie mult mai complicat. Quizlet, cred că toți ați auzit de această aplicație. Este foarte utilă, deoarece elevul poate să-și schimbe modul de învățare a termenilor sau chiar de evaluare. Deci, poate fi sub formă de rebus sau o grilă, test grilă. Deci, cel mai mult aș vrea să mă împărtășesc cu dumneavoastră, anume din experiența mea pe care o utilizez la aplicație, la disciplina mea crearea site-urilor web, MyText-X Pro. Este o aplicație care se instalează pe calculator, deci el poate să ne ia, iată chiar acum așa îmi spun, undeva 15 megabytes. Dacă scanați acest cod, automat vă duce la linkul acestui test, l-ați instalat în calculator, aveți posibilitatea ca limba interfeței să fie și în limba română. Acest program este format din trei module, modulul MyTest, adică pentru studenți, editorul de teste, în jurnalul de testare MyTest Server aveți acel jurnal cu note, adică progresul elevilor. Această aplicație funcționează în următoarele tipuri de item, alegere unică, alegere multiplă, ordonarea de perechi, potrivirea răspunsurilor, adică aproximativ toți itemii de care cunoaștem noi. Este o aplicație destul de utilă. Elevul poate să primească testul în formă de fișier EXE, nu are nevoie să fie instalată aplicația. Iată, se deschide bună oară așa. Eu aș vrea să arăt, dacă să reușesc. Așa, iată, de exemplu, acesta este un fișier. Iată, vedeți, cam așa arată fereastra. Deci, pentru a începe testul, el este necesar să acceseze butonul începe, introduce numele și prenumele și clasa. Așa, odată ce testul este început, eu am să introduc ca să fie, vedeți cum merg itemii. Așa, și iată, aproximativ, eu am bifat acolo ca testul să fie în regim monopol, adică el nu mai poate să acceseze alte aplicații, decât numai, iată, vedeți, eu vreau să accesez și nu-mi permite regimul monopol. Arată când a început testul, când s-a finalizat, timp a mers acest test, la ce capitol este și trebuie să bifeze și merge mai departe. Pentru a accesa această aplicație, eu am pus link-ul în prezentarea mea. Deci sunt nevoită să închid testul, deoarece nu pot să vă prezint prezentarea. Și la final, elevul iată primește aproximativ răspuns la 37 de... Testul meu are 37 de întrebări. Am răspuns la o singură întrebare și la ce n-am bifat răspunsul respectiv. Iată cam aproximativ așa arată. Așa. Deci, cred că o soluție ar fi să stabilim ce, într-adevăr, ce vrem să evaluăm. Să organizăm furnizarea produsului, răspunsului pe etape. Adică fie că are elevul versiune draft, autoevaluare, peer evaluare, adică între elevi să se evalueze. Evaluarea de către profesor. Ar fi foarte bine de evidențiat rezultatele cele mai bune sau, de exemplu, un produs bun a unui elev, deoarece elevul trebuie să știe la ce tinde. Să utilizăm evaluarea formativă, așa v-am spus, mai mult pentru a vedea ce dificultăți întâmpină elevul. Da, contează și nota la final, dar dacă elevul să parcurgă toate etapele corespunzător, el o să aibă succes. Să utilizăm briefing-urile de sprijin pentru evaluare, să utilizăm investigarea, cercetarea, documentarea, jurnalizarea, reflexii sau produsul final în calitate de proiect, dosar. Deci ne concentrăm pe identificarea achizițiilor și deficiențelor determinate de câte note. Eu vă doresc succes, sănătate. V-aș sugera să accesați canalul meu pe YouTube, acolo am câteva tutoriale a unor aplicații, sper să vă fie de succes. Dacă nu, puteți să-mi scrieți pe e-mail, dacă întâmpinați greutăți, pot să vin să vă ajut. Eu vă doresc.
Mulțumim, doamna Balanici. Mulțumesc pentru atenție. A fost foarte interesant, de ce mi-a fost greu să vă opresc. Vă rugăm să-i scrieți, doamnei Balanici, reflecțiile, opiniile despre ceea ce ați auzit în chat. Și în continuare oferim cuvântul doamnei Daniela Stave. Vă rugăm. Stimați colegi, stimată doamnă președinte, stimați oaspeți, de onoare, dragi colegi, vă salut. Țin foarte mult, în primul rând, să vă spun că vă admir. Vă admir pentru că ați fost, în primul rând, interesați de a îmbunătăți procesul educațional, atât învățarea cât și evaluarea. Astăzi, doamna Balanici mi-a ridicat mingea la coș, fapt pentru care îi mulțumesc, și voi vorbi din perspectiva unui elev al clasei a doua. Pentru că, trecând cu serviciul la Ministerul Educației, nu i-am lăsat pe elevii clasei a doua, am trăit cumva toate emoțiile pe care le-au trăit și ei în această perioadă. Nu uităm, dragi colegi, și majoritatea dintre cei care sunt aici, de fapt, sunt învățătorii elevilor claselor primare, care cumva se cam zăpăcesc, se cam încurcă atunci când le oferim o sumedenie de tot felul de platforme. De aceea țin foarte mult să vă vorbesc din perspectiva unui învățător al elevilor clasei a doua. Am inițiat în grupul Viber, acum două luni și ceva în urmă, un grup care se numește Învățare la distanță, clasa 2C. Am descărcat cu toții platforma Zoom. Am îmbunătățit și am dat culoare procesul educațional atunci când am avut evaluări formative, dar după mine, evaluarea sumativă este un proces cumva mai responsabil decât evaluările formative. De ce? Pentru că procesul educațional totuși presupune predarea învățării, predarea învățării evaluare. Și fiindcă în toată această perioadă am predat și am învățat la greu, evaluarea era cumva necesară. Țin să vă spun și mulțumesc și pentru faptul că ați dat curs provocației și conform dictonului latin, timpurile se schimbă și noi în ele, ați reușit să vă schimbați mult în această perioadă. Un alt argument ce ține de evaluarea, organizarea unei evaluări sumative în învățarea la distanță sunt cele care deja le vedeți pe ecran. În primul rând și faptul că motivația din partea elevilor pare să fie mai scăzută în această perioadă. Că învățarea trebuie să fie la fel de eficientă ca și învățământul tradițional. Pentru că cadrul didactic simte necesitatea de a ști care este gradul de realizare a capacităților. Pentru că ne dorim în acest fel ca învățarea la distanță să aibă aceeași încredere ca și învățarea obișnuită, atât din partea familiilor, cât și din partea autorităților. Mi-am propus să fiind provocată de niște colegi de mei care mă întrebau, pe bune că tu predai și organizezi lecții la distanță. Mi-am permis aici să fac o incursiune în calculatorul meu, o mică excursie și dumneavoastră și să vedeți cum arată mapa Zoom. Mapa Zoom cu cele câteva mape, pentru că platforma Zoom oferă posibilitatea și de înregistrare și apropo, în timpul care v-a rămas o puteți face, știți pentru ce? Pentru dumneavoastră înșivă. Pentru că acum când sunt departe de ochii colegilor, când colegii nu vin să mă asiste la ore, eu pot deschide această platformă și autoevaluarea care eu o realizez, credeți-mă că este mult mai critică decât evaluarea colegilor care ar fi asistat la aceste ore. Vedeți cele câteva mape și din curiozitate o să vedeți mapa la limba română, mapa limba și literatura română, conține 65 de ore înregistrate în această perioadă. Mapa cu lecții la matematică conține 37. Aș putea să vă fac și alte dovezi, dar haideți să mă întorc la totuși la evaluare. Aici o să vedeți mapa evaluări și vedeți cele câteva șase evaluări sumative desfășurate în această perioadă.
Ziceam că doamna Balanici mi-a întins mingea la, mi-a ridicat mingea la coș. Eu voi vorbi despre cum am organizat procesul de evaluare utilizând platforma Zoom. Deci evaluarea sumativă, așa le-am organizat eu, s-a desfășurat în două etape. Prima etapă era utilizând platforma Zoom și propunându-le o prezentare PowerPoint, elevii fiind în fața camerelor, realizau sarcini care erau enunțate de mine, dar și cea de-a doua parte, cu utilizarea instrumentului formulare Google. Dacă îi să vorbesc sincer, cel mai puțin m-am dorit în această perioadă, acest webinar să vorbesc eu. Știu că certurile cadrele didactice și colegii noștri au multe lucruri a vă spune, dar atunci când am văzut, când s-au înregistrat colegii noștri pentru comunicare, am văzut că lipsește platforma sau instrumentul Google Forms, sau formularii Google, cea care după mine a fost la fel de utilizată și apropo este foarte utilă și la îndemână, pentru că marea majoritate din cei care s-au înregistrat au Gmail și lucrul acesta este mult mai plăcut și mult mai util. Prezentarea PowerPoint o să vă fac dovada printr-o evaluare sumativă la matematică realizată la data de 19 mai. Aici vedeți cele patru slide-uri și alte patru slide-uri care fac parte din evaluarea sumativă, deci partea scrisă. Aici îi vedeți pe elevi, da? Cum stăteau în fața camerelor și realizau această evaluare și vă explic de ce. Nu doar pentru faptul că nu voiam ca să-i ajute părinții, dar și pentru faptul că îi puteam cumva ajuta, ghida, atunci când aveau vreo întrebare, ceva. Tot timpul cursorul meu circula pe această platformă și îi vedeam pe toți, da? Acum ghiciți din prima care este ajutat de către părinți, din cei șase care vedeți aici. Ce am realizat? Imediat după ce au realizat lucrarea, copiii mi-au trimis imaginile, fotografiile. Este adevărat că este, cum zicea doamna Balanici, un pic mai dificil să lucrezi cu fotografiile, dar totodată în evaluarea sumativă cred că este un lux care se merită. Le-am descris utilizând Paint-ul. Paint-ul un instrument de lucru pe care cei din clasa a doua deja o știu, o cunosc, pentru că folosesc, am învățat-o la educația digitală. Iată, așa, setând culoarea și dimensiunea literei, realizam, operam modificări, dar și stipulam punctajul pe lucrările elevilor. Drept rezultat, iată, vedeți cele trei pagini de caiet ale elevilor. Iată aici, vedeți, evaluarea de la 19 mai cu toate lucrările elevilor. Da, acest lucru poate părea un lux, de aceea ziceam că mi-a plăcut ca să le dau prin această platformă, în aceste 20-25 de minute în care am realizat această parte a evaluării, așa, iar anume așa, iar partea frumoasă a lucrurilor este că urmează, aici îi vedeți deja pe elevii clasei a doua, realizând un test prin formularul Google. Deci aici, într-ajutor, într-adevăr, într-ajutorul dumneavoastră, este tutorialul doamnei Balanici, care îl găsiți și care dumneavoastră l-a distribuit la asociație încă mai înainte. Nu o să vă fur foarte mult timp și nu o să vă demonstrez cât este de practic și de bun și confortabil acest instrument. Ori știți foarte bine că vă dă rezultatele deja procesate, vă dau și rezultate, diagrame, scheme, dar și rezultatul imediat. Cel care va beneficia de această prezentare va beneficia și de trei teste la matematică, limbă și literatură română și științe, în care chiar o să vă rog să nu operați modificări, dar veți avea accesul și veți putea importa întrebările dacă v-au plăcut. Da? Aici v-am dat un model simplu, un exemplu și aici mă opresc. Dacă aveți întrebări, cu mare drag le răspund. Mă opresc la un A fost chiar foarte interesant și toată această muncă titanică
pe care ați realizat-o în perioada dată, am fost martoră. Și nu știu dacă doar cei 220 de profesori care sunt aici pe platformă sunt profesioniști, dedicați ca dumneavoastră. Mi-aș fi dorit ca cei 35.000 de profesori din Republica Moldova să fie asemănători celor colegi care sunteți astăzi la webinar. Interesați, profesioniști, care întotdeauna găsiți ceva interesant. Bineînțeles că webinarul de astăzi își propune ca să eficientizăm aceste activități ale noastre, să ne vedem, poate o să găsim platforme care se realizează mai simplu. Eu știu că Daniela face Google formulare de câțiva ani deja și toate lecturile pe care le monitorizează cu elevii le face cu Google formulare și este foarte calitativ și interesant. Și mi-aș fi dorit ca din neștiință unii profesori ar putea să vă modifice, doamna, state prezentări, Google formularul, fiți pregătite pentru asta, dar, stimați colegi, încercați să găsiți tutorialul doamnei Balanici și să creați singuri Google formulare, foarte repede veți verifica, veți obține și mai mult decât atât, dacă realizați aceste cu item de alegere, deci nu veți obține altceva decât copiii vor realiza o autoevaluare și imediat vor primi rezultatul fără ca dumneavoastră să verificați. Dar prezentarea este, noi totuși o așteptăm pe doamna Anastasia până la sfârșit. În continuare îi oferim cuvântul doamnei Maria Butucu, liceul Terezii Gheorghe Asadia. Aveți? Sunteți la cuvântul. Vă ascultăm. Bună seara, stimați profesori, cadre didactice, dragi colegi! Ne-am pomenit cu toții cu un zid în față care a încercat să ne limiteze posibilitățile și să ne zădărnicească firească noastră activitate, dar care totuși ne-a lăsat o ușă mică deschisă. Ne-am trezit înconjurați de întrebări, fără răspuns, decepții, frici, temeri că nu vom putea face față la vicisitudinile momentului. Dar totuși firul de speranță ne-a motivat și ne-a impulsionat că putem și că vom reuși. A fost și este deloc ușor pentru fiecare în parte, pentru cei care fac parte direct sau indirect din acest proces. Diferența e că doar împreună, prin eforturi conjugate, a fost posibil să vorbim astăzi despre experiențele noastre acumulate în această perioadă. Și toate pentru un scop nobil, toate pentru a vedea soarele ieșite după nori, pentru o continuitate inerentă procesului educațional. În această ordine de idei, eu sunt onorată să îmi împărtășesc experiența în această perioadă și astăzi voi vorbi în special despre integrarea platformei QuizIS în procesul de evaluare. Asta nu înseamnă că la fiecare evaluare am integrat această platformă, am verificat și eu ca și doamna state exact în aceeași modalitate, dar pentru a ne ajuta într-un fel sau altul, pentru a ne facilita activitatea noastră, în special la evaluare, am utilizat această platformă care de altfel a avut o priză pozitivă la elevi. Toate s-au pornit de la multe întrebări care ne-au apărut. Cum facem față volumului mare de teme și evaluări pe care ne-l transmit elevii? Sau cum ne organizăm timpul în așa mod ca să reușim să evaluăm, dar să și ne pregătim de celelalte ore? Cum salvăm spațiul de stocare al tehnicii pe care îl utilizăm în procesul instructiv educativ pentru ca să nu descărcăm de fiecare dată toate evaluările și temele pe care ne le transmit elevii la zi? Cum reducem timpul alocat verificărilor, testelor care ne epuizează, dat fiind faptul că verificarea se realizează de pe suport electronic. Să fac așa o paranteză, eu ziceam că din această carantină probabil că am să ies cu vreo 3 rânduri de ochelari pe ochi. Pentru toate astea m-am gândit, nu că m-am gândit că n-am descoperit eu America, dar am zis că trebuie de făcut cel puțin să interferăm modalitățile de evaluare ale elevilor și QuizIS ne-a venit în ajutor în acest sens, care este o platformă destinată în mare parte elaborării testelor interactive. Deci, prin intermediul acesteia, profesorul are posibilitate să-și formeze un cont unde vor fi stocate toate testele create și respectiv toate rezultatele elevilor și de fiecare dată putem să revenim să le edităm.
să-și creeze clase virtuale pe care le poate transloca, le poate transfera de pe Classroom, mai ales că am lucrat foarte mulți dintre noi pe Classroom, dar acest aspect chiar nu este obligatoriu, pur și simplu ne ajută într-un fel sau altul în organizare. Poate crea teste cu 5 tipuri de întrebări, ceea ce este foarte bine, elevul nu este doar pus în situația să bifeze, dar poate, în funcție de cum noi alegem modalitatea. Este vorba de alegere unică, alegere multiplă, răspuns scurt, întrebare cu răspuns liber și sondaje. Și de asemenea, poate integra în procesul de evaluare teste deja create de către alți utilizatori ai platformei. Iar aici vreau să deschid o paranteză că înainte de a le da testul elevilor, am inițiat cu ei pe Zoom un test și luând un test deja creat de către altcineva, am constatat că sunt foarte se regăsesc și multe greșeli, de aceea eu optez întotdeauna pe varianta testul să și-l facă fiecare cadru didactic pentru că știe care sunt necesitățile clasei. Aceasta ce vedeți în față este interfața acestui instrument. Vreau să vă spun că nu trebuie să aveți și nu trebuie să avem mari competențe digitale, este foarte simplu, chiar e simplist. Și instrumentele de lucru sunt plasate în partea stângă, deci avem caută teste, putem să căutăm teste la cei ce ne servește nouă, testele noastre proprii care de fiecare dată sunt salvate și putem să revenim, rezultatele elevilor care se stochează și iarăși putem să revenim la ele, clasele create, colecții și setările. Ceea ce este foarte bine e că prin intermediul acestei platforme elevii pot să rezolve testul în două moduri. Fie că noi alegem ca ei să realizeze testul acesta live, fie că putem să îl atribuim ca temă pentru acasă, stabilind foarte bine data, ora și respectiv noi le propunem lor linkul, codul și ei accesează la data și ora stabilită de către noi și rezolvă testul. Profesorii pot găzdui teste folosind oricare dintre aceste moduri, iar elevii din clasa dumneavoastră se pot înscrie la chestionare de pe orice dispozitiv, inclusiv laptopuri, tablete sau telefoane mobile, ceea ce este foarte bine. Un moment foarte important este că atribuind ca temă pentru acasă sunt trei modalități. Și vedeți aici, nu mai intru pe platformă pentru că o să ne ia prea mult timp. Avem comanda, aici setările mele sunt în rusă. Deci, accesând acest aspect, elevii răspund în ritm propriu, dar scorurile sunt grupate pe echipă. Avem varianta clasică. Prima dată când am făcut, probabil că am accesat varianta clasică, doar că elevii exersează, doar că răspunsurile nu îmi vin mie în calitate de cadru didactic să văd care este situația. Deci elevii răspund în ritmul lor, concurează individual și se bucură pe parcurs, dar mai mult este indicat exersării. Mai serios este evaluare, deci este prevăzut butonaj pentru evaluare, este mai sigur, având nevoie de conectare pentru un cod de acces pe care îl oferă profesorul. Ceea ce este foarte interesant, pentru că am făcut evaluare grilă și pe Google Docs, aici mi-a plăcut că noi putem să cronometrăm fiecare întrebare în funcție de complexitatea acesteia. Deci, dozând timpul, elevul e pus în situație să rezolve, să nu-și caute alte alternative, să caute pe internet. Și foarte interesant este că toate întrebările setând, ele pot vin aleatoriu la fiecare în parte și ei nu pot să formeze anumite grupuri, de exemplu pe Messenger, să facă 2, 3, 4 persoane în grup. Deci este un aspect foarte important. Spre deosebire de alte instrumente similare cu Quizzes, elevii sunt în competiție, dar în același timp în ritmul lor. Profesorul le urmărește progresul de pe ecranul său, vede răspunsurile elevilor în mod sincron și timpul utilizat pentru fiecare întrebare. Deci, din momentul în care elevii, vedeți aici în partea stângă lista elevilor, am făcut teste la clasa a 10-a literatura universală, clasa a 6-a la o temă ce ține de limba română,
și la clasa nouă o temă ce ține de propoziție, părți de vorbire. Deci în timp, după ce le-am dat eu link-ul și accesul ei în timp ce lucrează, eu văd de pe ecranul meu tot răspunsul lor, care și la ce greșeală, la ce întrebare a greșit. Întrebările apar aleatoriu, așa cum am spus, pentru fiecare în parte, astfel încât elevii nu se pot consulta prin intermediul altor dispozitive. Ceea ce este foarte bine și bine punctat este că după testare se generează un raport în care puteți vedea analiza generală a testului pentru fiecare elev și pentru fiecare întrebare. Deci ceea ce vedeți în dreptul fiecărui nume, fiecare elev care a rezolvat, ceea ce este cu verde sunt răspunsurile corecte, ceea ce este cu roșu sunt răspunsurile eronate, greșite, iar noi punând acces pe aceste căsuțe ne apare întrebarea și vedem ce a greșit concret. În setările de testare puteți seta bonusuri care se acordă atunci când elevul răspunde corect la mai multe întrebări simultan sau între întrebări puteți introduce emoticoane cu gânduri de încurajare, iar aceste două aspecte de la urmă nu sunt neapărat necesare în funcție de necesitatea la clasă. Acum vreau să vă prezint succint câteva avantaje și dezavantaje și nu că le-am scris eu, dar chiar zilele acestea am generat un test pe Google, un chestionar, nu un test pe Google Docs și cu mai multe întrebări și chiar am vrut să văd care a fost opinia lor referitor la acest instrument, la această platformă și ce avantaje, ce le-a plăcut mai mult. Deci mi-au scris așa. Quizzes este un mod inovativ și interesant de a face testele. Rezultatele sunt prezentate la finalizarea imediată a testului. Cei ce le place lor întotdeauna au făcut testul repede să și știe care este rezultatul lor. Testele au la dispoziție și variante de răspuns. Ei bine, aici lor le place când sunt teste cu variante de răspuns, pentru că ei pot să mai răspundă și intuitiv, dar n-am făcut niciodată un test să fie doar cu variante de răspuns. A fost și cu răspuns scurt și lucrul ăsta este foarte bine. Există posibilitate mai rapidă de analiza a greșelilor, funcționează operativ, este accesibil, este ușor de înțeles. De asemenea, au acordat atenție faptului că are o interfață atrăgătoare, ceea ce poate de multe ori noi punem în calitate de cadre didactice, punem accent pe conținut și nu poate cum arată, dar ei pun accent și pe interfață. Cronometrarea fiecărei întrebări evită orice tentativă de a copia. Ei bine, recunosc avantajul numărul 7, l-am scris eu, în calitate de cadru didactic. Hai să vedem cum au văzut ei totuși această cronometrare. Ne uităm la dezavantaje. Au spus că apariția unor probleme de conexiune care poate întrerupe procesul de rezolvare a testului. Și într-adevăr am avut câteva cazuri, în special la clasa a 6-a, când elevul a început să rezolve, a ajuns, de exemplu, din 18 întrebări, a ajuns la întrebarea 10 și brusc ceva s-a întâmplat, ceva s-a întrerupt și nu a mai putut să termine să rezolve testul. Am avut și astfel de situații, ceea ce este specific, practic, fiecarei platforme pentru că ține de tehnică. Doi, cronometrarea fiecarei întrebări implică o anumită presiune psihologică. Ei fiind neobișnuiți cu modalitatea aceasta că trebuie să răspundă la o întrebare într-un anumit timp, pe ei, într-un fel sau altul, parcă i-a presat psihologic, dar mi-au spus că dacă ar exersa de mai multe ori, probabil că s-ar adapta și la această modalitate. De asemenea, trebuie să specificăm totuși că noi nu putem de fiecare dată să utilizăm o astfel de structură, o astfel de evaluare, referindu-ne la testele grilă, pentru că ele nu pot să înlocuiască în totalitate cele tradiționale, mai ales când vorbim de literatura română, unde sunt teme în care ei trebuie să-și comenteze, trebuie să-și exprime punctul de vedere, iar testele acestea nu sunt binevenite. Deci noi alegem testele în funcție de necesitate, în funcție de unitatea de învățare. Asta am vrut să vă spun. Am fost rapidă. Dacă dumneavoastră aveți întrebări sau nu v-a fost ceva clar, eu cred că m-am încadrat în timp, eu sunt dispusă să vă răspund la orice întrebare. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim mult, doamna Butuc. A fost interesant. La un moment dat aveam impresia că noi ceva am confundat când vorbim că doar 2 luni și jumătate au trecut și facem niște analize de parcă 10 ani am aplicat aceste forme de și instrumente și aplicații. Așa sentiment am avut. Deci, probabil că nivelul în care dumneavoastră ați prezentat profesionalismul
și mulțumesc și doamnei Natalia Bulat, care a recomandat ca dumneavoastră să participați astăzi în calitate de formator. Bine ați venit și să vă fie un bun augur în echipa formatorilor AgiRomD. Bravo! Bravo! Și sunt sigură că vă năvălesc acum, observați comentariile, mulțumirile, dar și mai mulțumiți, dragi colegi, vă veți fi probabil când veți accesa și prezentarea doamnei Butu. Mulțumim mult, bravo Gheorghe Asache, o modalitate de a promova și instituția. Mulțumim! În continuare, îi oferim cuvântul colegii noastre, Daniela Bacarciuc, doamna director Daniela Bacarciuc, vă rugăm să veniți, să vă salutați. Ne-am străduit să cuprindem din mai multe aspecte webinarul de astăzi și ne bucurăm pentru colegii istorici, dar cred că științele socio-umane cu toții se bucură de prezentarea doamnei Bacarciuc, dar nu numai, pentru că noi suntem obișnuiți să o vedem pe doamna Bacarciuc des la televizor, iar astăzi avem așa onoare să o avem alături la webinar. Doamna Bacarciuc, aveți cuvântul. Dragi colegi, vreau să vă salut cu multă căldură și să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a afla experiențe noi a celor mai buni profesori din tot spațiul românesc. Să vă zic că anul acesta am lucrat cu doi tineri, de fapt sunt doi tineri specialiști în tehnologii informaționale, dar cu masterat în Germania, la o platformă nouă care se numește Smart Test, la care și-au dus contribuția de asemenea foarte mulți specialiști în psihopedagogie, inclusiv am lucrat cu biologi, cu psihologi care ne-au ajutat în stabilirea anumitor priorități din cadrul așa vreau numai să văd din cadrul elaborării acestei platforme. Platforma Smart Test, nu știu dacă ea se vede ce se vede, da? Dacă o pun așa e bine? Sau e prea mare? Sper că este bine și vorbesc... Prea mare, puneți cum era, doamna. Cum era, da? Și, bun. Deci această platformă permite actualizarea cunoștințelor în formă electronică accesibilă oriunde, oricând și pentru fiecare, pentru că ea poate fi descărcată pe telefon, pe laptop, pe computer, pe planșetă, de aceea copilul o poate utiliza ori și unde. De asemenea, este o învățare interactivă, pentru că pe platformă am pus atât informații cât și jocuri, diferite filmulețe sau prezentări, care face, de fapt, o atitudine prietenoasă a copilului față de educație. Sigur că pe mine mă interesează foarte mult istoria și întotdeauna mi-am dorit ca copiilor să le placă istoria, să vrea să însușească cât mai multe date despre evenimentele care s-au produs pentru a nu le repeta indiscutabil și pentru că în societatea noastră avem atâtea probleme și discuții legate de istorie, tocmai am crezut că este necesar ca să vin cu această platformă. Și în elaborarea platformei, așa cum vă spuneam, au lucrat mai mulți specialiști care am analizat împreună cu ei durata optimală a unui video educațional pentru a menține atenția copilului, cât de des și la ce interval trebuie să fie folosită sau repetată informația pentru a fi însușită mai bine. Și aici biologii au venit în dependență de crearea rețelei noi de neuroni în memorie și cum se memorizează materialul. De asemenea, cât trebuie să fie mărimea textului, elementele stilistice. Vreau să știți că am aplicat mai multe aspecte legate de culori, de fiecare modul, teorie, video, sunt separate, așa încât să fie interesant copiilor, precum și elementul de gamification, care presupune, de fapt, luarea unor puncte gold pentru copiii care răspund ușor la întrebări. Inițial, platforma a fost percepută pentru absolvenți, pentru clasa 12, dar știți că în clasa 12 evaluarea se face sau evaluarea sumativă la bacalaureat se face pe baza cunoștințelor în istoria antică, medievală, modernă și contemporană pentru toți 3 ani de liceu, de aceea este utilă pentru
toate clasele, cer scuze. Așa, deci acum care sunt etapele implicării? În primul rând, reactualizarea, da, utilizarea este gratuită, sigur că da. Reactualizarea, însușirea, informația din text. Eu m-am străduit să fac textele cât mai subcinte și imediat am să vă arăt câteva exemple la un anumit eveniment istoric, abilități pentru dezvoltarea atenției, memoriei, capacitățile de a transforma în practică o anumită însușire. La nivel de înțelegere, desigur că aptitudini și reușită, succes, pentru că obținerea rezultatului așteptat îl bucură pe copil și îl motivează ca să vrea să studieze aprofundat un subiect sau altul. Care sunt avantajele? În primul rând, cu ajutorul acestei platforme se creează o transparență între elev, profesor și părinte, datorită statisticii detaliate despre modul în care acest elev a rezolvat un test, pentru că este dat procentajul cunoștințelor într-un anumit subiect și cât timp era nevoie să rezolve testul și cât timp a utilizat el. De aceea, această informație o primește și părintele detaliat, de aceea cred că este un lucru extrem de util. Evaluarea SMART test la istorie, deci presupune un test inițial. El îl parcurge acest test inițial pentru a-și determina nivelul de pregătire pe epoci și să testul are variante multiple de ales și se stabilește, deci, nivelul scăzut a cunoașterii unei epoci sau altei. De aceea el poate studia doar o anumită epocă pe care o cunoaște mai puțin. Acum, deci vreau să vă prezint cam așa arată textul la războaiele daco-romane. Este o sinteză făcută aici pentru circa 200 de ani de evenimente. Am străduit aici să o fac cât mai interactivă, cu istorioare interesante, chiar dacă este succintă. Textul se citește foarte ușor. Am pus evenimente, personalități, așa încât elevul să fie cointeresat să cunoască războaiele daco-romane, după care urmează întrebările în jos, fie că adevărat fals, fie să selecteze termenul corect. Câte imagini sunt foarte interesante, temele la Napoleon Bonaparte, al doilea război mondial sau Republica Moldova după anul 1991, un text care mi se pare mie foarte reușit, destul de ilustrat cu politicieni, cu Constituție, situația statului după anul 1991, care eu elevilor. Ce fac elevii? Studiază materialul propus de profesor, iar profesorul, nu se mai aude? Doamna Raisa Ivanov, faceți, vă rog, stop, ce ați intrat în prezentarea noastră. Doamna Raisa, iată ne ciocnim cu situații care cred că le aveți și dumneavoastră la lecții, da? Da. Așa. Vorbiți, doamna, vorbiți. Nu mai vede proiectarea mea sau nu? Prezentarea mea se vede? Nu se vede. Faceți partajare încă o dată. N-au răbdare colegii noștri. Apasă pe ceva. Acum da, se vede. M-am drăznit acum. Da, se vede. Da, perfect. Acum vorbeam despre ceea ce fac elevii și ce face profesorul. Am pus aici un exemplu de, pentru subiectul relații internaționale interbelice. Sunt foarte multe filmulețe sub fiecare temă. Deci merge structurat informația prezentată de profesor, ea este consolidată jos cu diferite filmulețe și aici am pus un filmuleț a domnului Cioroianu de 5 minute de istorie, pe care eu n-am să-l prezint, desigur că pentru că este puțin timpam, dar este prezentarea mea va fi să fie probabil că accesată și o să fie interesant pentru a putea înțelege mai ușor un eveniment sau altul istoric și am așa o prezentare a programului ca să vedeți cam cum așa arată istoria. Testele, am în jur de 100 de teme, ele se parcurg în jos așa, iată subiectele, hărți, întrebări, răspunsurile copiilor și procentajul cât poate el însuși sau cât a însușit din întrebările la care a răspuns. Subiectul, imagini,
Doamna Văcărciuc, vrem să vă întrebăm, pentru a accesa Smart Test trebuie o programă sau cum scrie? Este plasat deja, este platforma Smart Test și presupune câteva discipline până ce s-a lucrat pe limba engleză, istorie, nu mai știu care. Smarttest.com sau care, că nu găsesc? Smart Test, imediat eu vă trimit link-ul ca să nu dau greșit. Eu atât am vrut să zic, sper că am atras atenția colegilor, pentru că este un proiect la care eu am lucrat și vreau și să-l extind și îmi place și le place deja și copiilor și din clasa 10 și 11 și 12, Doamne ajută. Vă mulțumim mult, a fost foarte interesant, într-adevăr, iată colegii spun și ceva nou. Am mai primit reflecții că unii colegi zic că sunt prea departe de tot ce se vorbește aici, că este foarte interesant, util și nou. Eu mă bucur pentru aceste feedback-uri pe care le dați, semn că vara Ministerul Educației, Culturii și Cercetării are la ce să lucreze. Mă refer la formările continue pe care ar trebui să le inițiem. Iar ideea pe care doamna Candrabura chiar de la început ne-a transmis-o despre acea platformă unică existentă în Irlanda, pare să i-ați spus. Deci cred că ar trebui să se lucreze și la noi la capitolul ăsta. Mai mult decât atât, vom lua legătura cu colegii din Estonia care au o experiență de 6 ani în organizarea examenilor naționale prin intermediul platformelor online. Poate nu ne va trebui, dar ar trebui să fim pregătiți și să putem aplica. În mapa pe care o veți primi astăzi, stimați colegi, link-ul către materialele webinarului, veți găsi și două buclete care le-au realizat, sunt în limba engleză și în franceză. Deci e vorba de evaluarea pe timp de COVID, cam așa ar fi ideea. O să le studiați, au 8 pagini, se citesc foarte ușor și cei care știți franceza nu este complicat să înțelegeți despre ce este vorba. Avem la ce lucra. Doamna Văcărciuc, tot respectul nostru pentru munca, pentru dedicația și pentru faptul că managerii noștri tot lucrează la distanță și sunt profesori adevărați, nu pun sub semnul îndoielii competențele managerilor noștri, dar sunt sigură că e foarte complicat în această perioadă pentru directorii noștri care au trebuit să țină pulsul acestui învățământ și datorită lor s-a realizat, datorită lor profesorii noștri au știut să se încadreze în ritmul acesta, dar iată că doamna Văcărciuc ne demonstrează că poți fi și director și inovativ. Vă mulțumim mult, sper că n-am făcut nicio discriminare, apreciez cu tot respectul toți colegii. Vă mulțumim! În continuare, va fi o prezentare în pereche, dar consecutivitatea va fi următoarea. Da, vă mulțumim, colegi, că dați feedback-uri doamnei Văcărciuc, nu uitați. Cel puțin 200 de feedback-uri la fiecare prezentator trebuie să fie. Deci ziceam o prezentare în pereche, două colegi minunate care au dorit să vorbească despre experiența lor în Google Classroom. Produsele Google la ziua de astăzi cu adevărat sunt foarte bune și dacă observați și această platformă pe care noi o folosim la moment, tot e un produs Google. Și vreau să folosiți cu elevii dumneavoastră pentru că are timp nelimitat și 100 de participanți cu comitent. Doar că noi folosim o platformă de companie a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și de aceea putem să participăm 250 de persoane. Am făcut un pic de publicitate la Google, deși nu mă plătesc pentru asta, dar în continuare, Google Classroom ne vorbește doamna Elena Cocșa și doamna Verica Mățilă-Bartie. Mai întâi ascultăm pe doamna Cocșa. Vă zic bună ziua tuturor colegilor, onorați oaspeți, dragi colegi. Imediat pun și prezentarea. În clasa întâi am cu elevii grupul de Facebook și practicam acolo și scurte mesaje pe Facebook Live. Această practică am urmat-o acum în timpul evaluării, folosind Facebook Live,
când la proiect tematic elevii mi-au prezentat, nu la proiect tematic, la proiectul Descoperim Republica Moldova. Elevii au prezentat lăbuțul, ziceam că Facebook Live, nu am scris despre acest instrument de evaluare, dar este unul destul de interesant și interactiv, pentru că elevii se privesc online, pot reveni și mai târziu, pot da like-uri, pot transmite inimioare și este ceva frumos când copilul se filmează, se vede dintr-o parte cum arată. Bine, astăzi voi vorbi despre Google Classroom, o platformă cu oferte generoase, aș spune, pentru evaluarea elevilor. Voi aduce câteva reflecții asupra aplicării platformei Google Classroom ca instrument de evaluare și am să mă opresc la punctele forte din punct de vedere al evaluării. Deci, această platformă oferă oportunitatea de a crea formular care putem realiza și sub formă de chestionar, oportunitatea de a crea documente Word, de a crea prezentări PowerPoint, de a crea foi de calcul, de a crea desene și de a partaja alte link-uri pe care avem instrumente de evaluare. Iată așa arată ecranul la Classroom, documentele care le putem crea și putem adăuga orice instrument de evaluare realizat în alte platforme. Din propria experiență, vă spun că în dependență de clasă, eu am clasa 3, de aceea am fost mai îndrăzneață în ceea ce am ales. În dependență de tipul evaluării, se alege instrumentul pe care îl propunem elevilor pentru a fi evaluați. Cel mai des am folosit Google formularele Classroom. Am folosit și documente și prezentări și adăugarea de link-uri spre instrumentele interactive de evaluare. Cam așa arată ceea ce văd eu. Zicea doamna Balanici anterior că Google Classroom este platforma unde învățătorul are toate rezultatele elevilor la toate disciplinele, pe puncte, pe procentaj, în dependență de cum învățătorul își alege modalitatea de a aprecia evaluările elevilor. Deci evaluarea poate fi accesată de fiecare elev și transmisă exact la disciplina dată și la data cuvenită. Chiar dacă în clasele primare deseori se întâmplă că copiii unii încă nu pot lucra fără ajutorul părinților în mijloacele tehnice, Google Classroom este anume acea platformă care permite posibilitatea de a reveni la teme, permite posibilitatea de a realiza evaluarea în moment asincron, adică atunci când aveți mama, tata de la serviciu. Când are acces la internet. Da, când are acces la internet. La începutului am luat-o și eu cu transmiterea fotografiilor din caiet pe care elevii le plasau în Classroom. A fost, vă zic, la început, o încercare, a fost cea mai ușoară, pentru că am mers copiii fără să-i sperie cu multe platforme, cu multe instrumente. A fost la început ceva simplu. Cu această transmitere de fotografii, putem realiza și evaluări formative punctuale și evaluări formative în etape, chiar și evaluări sumative. Le-am utilizat, zic, la început învățări la distanță, la limba și literatura română, la matematică, la limba engleză, pe care tot o predau și la științe. Rezultatele le pot vedea pe disciplină, aveți imaginea din stânga, rezultatele le pot vedea la fiecare elev, vedeți aici pot scrie comentarii, iată, fiecare elev pot vedea, chiar faci click pe imagine acolo unde este greșit și apare opțiunea să corectezi. Și copilul când accesează iar fotografia care a trimis-o, vede corectarea pe care i-a făcut-o învățătorul. Apoi am trecut la ceva mai profesionist, să zic, la formularele Google din Classroom. Ele sunt accesibile tot pentru toate tipurile de evaluare, dar eu le-am folosit la evaluările formative în etapă și la evaluările sumative.
Le-am utilizat la limba și literatura română, la educație morală spirituală, la limba engleză și la științe. Deci, în classroom, copiii, când au primit, iată, aici aveți un exemplu de la limba engleză, evaluare sumativă din 19 mai, maxim au fost 4 puncte, vedeți că la fiecare evaluare putem da număr maxim de punctaj și mai jos avem punctaj acumulat de către elevi. Pe clasă, situația generală se vede și în documentul Excel, care se deschide automat atunci când învățătorul dorește să vadă rezultatele elevilor, răspunsurile la formular. Deci ele se deschid automat într-un formular Excel. Aici vedem răspunsurile fiecărui elev, la chiar și data când a accesat el ora și scorul dat în cazul dat automat. Deci mă opresc un pic aici. Evaluările sumative în formularele de tip chestionar. Deci atunci când copilul primește formularul, el arată, iată, în felul următor. Sunt două modalități de a aprecia acordarea punctajului la această formulare. Primul este cel automat, adică când copilul finalizează testul, dacă chestionarul a presupus sarcini cu alegere multiplă sau cu alegere duală, adică la care toți elevii au exact același răspuns, profesorul are posibilitatea să aleagă opțiunea ca automat să se vadă punctajul luat. Sau a doua opțiune, afișarea rezultatelor în format manual, adică după ce se verifică, după ce cadrul didactic însuși verifică fiecare înscrierea copilului, dacă aceste întrebări au fost de tip creativ, de tip paragraf. Deci, atunci când vorbesc de răspunsul automat la acest formular Google, mă refer la crearea acestor chei de răspuns. Deci, este această opțiune când, iată, spre exemplu, aici a fost bifează toate variantele posibile de răspuns și era o propoziție după scopul comunicării, propoziția poate fi. Copilul trebuia să aleagă toate trei răspunsuri corecte. Deci noi alegem răspunsurile corecte, le bifăm, dăm numărul de puncte pentru răspunsul corect, în sarcinerea toate, da? De obicei alegem opțiunea, afișați opțiunile în ordine aleatorie. De ce alegem această opțiune? Pentru ca să nu discute între ei copiii și să întrebe, da, la prima întrebare ce ai apăsat, da, la două întrebări ce ai apăsat. Și după ce ele finalizează testul, le apare o căsuță unde este scris vezi punctajul. Acolo când accesează vezi punctajul, le apare, uite, această fereastră unde este întrebarea și este răspunsul. Dacă este corect, se acordă punctajul și se bifează că a fost corect. Dacă răspunsul a fost unul greșit, atunci se afișează punctajul, este 0 de exemplu, se arată răspunsul care a fost dat de către elev, se arată care era varianta corectă. Ceea ce ne face, adică evaluarea este nu de dragul evaluării, dar este un motiv pentru a învăța. Am avut și formulare în care evaluarea nu a fost apreciată imediat. Spre exemplu, dacă vedeți aici educația morală spirituală, copiii trebuiau să scrie un exemplu prin care el a dat dovadă de răbdare, a dat dovadă de responsabilitate, a dat dovadă de cooperare în familie. Nu putem aici acorda punctaj pentru un anumit răspuns pe care eu sigur că copilul vor da, pentru că la toți este diferit. Și atunci, adică apar rezultatele copiilor, la fel ca anterior, în Excel, în răspunsurile de la toate formularele, și manual, învățătorul citește răspunsurile la prima întrebare, acordă punctaj, citește răspunsurile la a doua întrebare, acordă punctaj, tot așa, și dă un scor final. Acest scor îl trece manual deja în classroom pentru a fi
trimis copiilor comentarii cu rezultatul, cu o analiză scurtă. La fel, rezultatele elevilor pot fi trimise nu doar prin comentarii private, dar și pe e-mail. Spre exemplu, se aleg, am să dau un pas în urmă, se alege de aici, se bifează, da? Numele elevilor care au același punctaj și automat se deschide poșta, e-mailul învățătorului, unde aceste adrese se pun în mod automat și apare deodată și inscripția pentru ce este dată această apreciere și cu violet deja am scris comentariul meu. De exemplu, felicitări s-au dat 100% la produsul realizat la educație tehnologică, el corespunde tuturor criteriilor de succes. Mă conving că a fost trimis acest mesaj. Unele evaluări fiind formative în etape și o evaluare sumativă am realizat prin documente Google. Le-am utilizat la limba și literatura română, la matematică și la științe. Important este când creăm aceste documente din rubrica Creați, deci el se creează așa și avem aici un buton de alegere. Foarte important este să facem o copie pentru fiecare student și în așa mod fiecare elev primește aceeași evaluare, dar este doar pentru el și are posibilitatea să lucreze în ea. Evaluările le putem crea deodată online, așa, sau dacă o avem deja creat în Microsoft Office Word, doar o copiem în documentul creat pe Classroom. Spre exemplu, o am în documentul Word, o copie aici în Classroom și o prezint elevilor, o transmit elevilor. Fiecare elev primește evaluarea sa și fiecare elev deschide documentul său și lucrează în evaluarea sa, fără să știe ce fac ceilalți elevi. O putem verifica sincron, spre exemplu, intrând la fiecare elev, spre exemplu, vreau la primul elev să intru, să văd cum lucrează el. Dau click pe documentul lui și văd în mod, în regim online, cum el tapează, ce tapează. Dacă observ careva greșeli, îmi corectez din mers. Mă refer la greșelile tehnice. Dacă este o evaluare sumativă, clar că nu mai intervenim. Aici era prima evaluare în documente și greșeala elevilor era că scriau mai multe cifre în aceeași pătrățică. Dar i-am ordonat, i-am îndrumat să lucreze deja corect fiecare cifră în căsuța sa. Documentele completate de elevi, la fel, noi le putem descărca în computerul nostru, eventual într-o mapă cu evaluări. Elevii au încărcat diverse documente realizate de ei la proiecte tematice. Mă refer la evaluările formative în etapă și cele sumative. În ce mod? Deci, spre exemplu, noi am proiectele tematice, presupune studierea unei anumite teme. Era logic elevii mei să aleagă tema studierea tehnologiilor informaționale pentru procesul de învățare. Și am învățat împreună cum se elaborează unele documente Word, cum se elaborează unele documente PowerPoint. Copiii prezentau aceste lucruri. Dacă vă rugăm, mai aveți câteva diapozitive și am vrea doar să le treceți în revistă, pentru că deja timpul ne presează. E foarte interesant, credeți-mă, eu stau ochi și urechi, dar trebuie să reușim.
doar le punctez. Deci, la fel, copiii au posibilitatea în classroom să posteze video, mai mult la educația fizică, evaluăm în așa mod, și anumite prezentări. Încărcare de fotografii, la educația plastică și educația tehnologică, am ales așa, ca în classroom, copiii nu încărcau fotografiile, dar dădeam adresa din Padlet, unde copiii puneau fotografii acolo, eu aveam posibilitatea să-i apreciez, colegii aveau o galerie de lucrări, la fel am tot în Padlet am realizat o licitație de compuneri, deci compunerile finale deja au fost, copiii le puneau fotografiile lor în adresa de Padlet care era pusă în classroom și la licitație copiii spuneau de ce le-ar cumpăra. Tot rezolvarea unei probleme prin mai multe metode a fost comentată și arătată în Padlet. Deci, ca o generalizare, dacă evaluarea are loc sincron, atunci învățătorul mai are timp și pentru o ceașcă de apă. Dacă evaluarea are loc asincron, atunci învățătorul trebuie să stea mult în fața ecranelor, să verifice permanent ceea ce apare la diferite ore ale zilei. Eu vă mulțumesc mult și dacă mai apar întrebări, este și adresa. Vă mulțumim foarte mult. Într-adevăr, nu găseam, să zic așa, comentariu potrivit, dar m-a ajutat doamna Filipenko Mariana, care a spus că această platformă are atâtea oportunități și noi nu am știut de ele. Exact. Deci, stimați colegi, Google Classroom, într-adevăr, la momentul în care ne aflăm noi, eu l-aș numi moment paracetamol. Deci ne ajută foarte mult Google Classroom-ul ca să ne rezolvăm și să stocăm toată informația, să acumulăm, să colectăm, să verificăm, să procesăm. Ați văzut câte utilități ne-a prezentat doamna Pocșa. Și ca să nu-i luăm pâinea doamnei Viorica Mățilă Parfenie, o rugăm să ne prezinte continuarea și alte oportunități în contextul dat. Doamna Viorica Mățilă Parfenie, Bălți. Așa. Stimați colegi, sunt onorată să vă salut și eu. Și dacă astăzi foarte ușor înțelegem toate lucrurile, cu la începutul învățării la distanță, aveam multe, multe întrebări. Și pe parcursul acestei perioade, când clasa mea era acasă și învățam la distanță, cuvintele cheie au fost motivație, monitorizare și progres. Și consider că toate aceste trei cuvinte cheie au dus la o anumită performanță. Performanța mea în calitate de cadru didactic, pentru că am învățat foarte multe lucruri, performanța elevilor mei și, desigur, și performanța clasei colectivului de părinți. Am onoarea să fac o sinteză a tuturor prezentărilor colegilor noștri, pentru că toate rezultatele activității noastre s-au sistematizat într-un portofoliu. Și-l numim noi așa portofoliu digital sau e-portofoliu, considerat ca un proces sau produs esențial, creativ și reflexiv. Aceste e-portofolii pe care le avem fiecare dintre noi ilustrează performanța a noastră în calitate de cadru didactic, dar și a elevilor, într-o varietate de rezultate. Le-am văzut anterior în prezentările colegilor mele și le voi prezenta și eu. Aceste rezultate oferă o descriere mai complexă a înțelegerii elevului în raport cu măsurările soldate, fie cu descriptori sau cu calificative. Portofoliile condensează progresul școlar în limitele temporale prestabilite. Totodată ajută elevii să-și monitorizeze activitățile de învățare. Dezvoltă capacitățile de autoevaluare și autoreflecție, oferindu-i un feedback pe moment, util în atingerea obiectivelor și corectarea, autocorectarea greșelilor în proces. Și desigur că aceste portofolii sau platforme sau instrumente care noi le-am utilizat îmbunătățește foarte mult comunicarea cu părinții. În această perioadă s-a creat, s-a îmbunătățit sau s-a consolidat parteneriatul nostru cu părinții.
ceea ce va fi util și comod în poate și în învățare când vom reveni în sala de clasă. Portofoliile digitale servesc ca sursă de învățare și aici putem să zicem multe materiale ale noastre și ale colegilor noastre care sunt sistematizate pe canalele YouTube, pe care noi le-am urmărit și cărora le suntem recunoscătoare, blogurile, documentele GOG completate de colegi, pentru că atunci când aveau acces colegii la documentele GOG, puteau să citească informațiile și să învețe din informațiile prezentate de colegii lor. Și sursele de învățare consider și întâlnirile online pe diferite platforme, când fie învățătorul preda, fie când elevii învățau de la alți colegi. Portofoliile digitale servesc ca mijloc de prezentare, probele realizate, fișierile audio-video, prezentarea fie în public sau în privat și, desigur, și un dosar de evaluare. În aceste portofolii noi urmărim progresul individual al fiecărui elev, dar și a clasei, progresul colectiv, întărim motivația învățării și evaluăm nu numai rezultatele, dar și procesele. Și portofoliul digital trebuie să fie personalizat, individualizat, centrat pe elev. Dacă privim din perspectiva familiei, a elevului, cel mai greu lucru mi-a fost atunci când m-am pedagogizat personal și aici îi mulțumesc colegilor, dar doamna Olga Balanici este martor când am anunțat-o că sunt foarte bucuroasă că au apărut primii studenți în clasa mea. Deci din perspectiva familiei și a elevului, observăm că fiecare temă postată de noi este trimisă printr-un e-mail părintelui. Mai departe, părintele accesează, deschide e-mailul, vede tema, merge la temă. Deci, dacă el realizează tema sau pe parcursul realizării temei apar anumite întrebări, este opțiunea poate să vorbească cu profesorul. Și atât aici este o comunicare, putem să zicem chiar ședințele acestea de coaching, pentru că este mult mai ușor să scrii un mesaj, învățătorul să-ți dea răspuns, decât să suni sau să faci întrebarea publică. Deci, o oportunitate a platformei Google Classroom este faptul că eficientizează comunicarea dintre cadrul didactic și părinte. Dacă deja tema este pregătită, aici elevul o poate trimite. Portofoliul digital, din perspectiva elevului, iată, eu ca să mă plasez în situația de elev, mi-am creat un cont și eu ca student și aici sunt toate temele pe care eu trebuie să le realizez. Totodată, în partea stângă a foii, observăm filtre, temele atribuite, temele returnate și tema care lipsește. Mai departe, deci, iată, următoarea pagină, observăm toate temele la diferite obiecte. Observ tema care le-am predat și aici mai este și determinat. Așa, deci, trec mai departe la tot o filă a portofoliului. Este vorba despre profesorul la clasă și este vorba despre colegii de curs. Este foarte important ca și în această perioadă de învățare la distanță, noi să nu limităm copiii de comunicare, colaborare și ajutor reciproc. Și aici sunt toți colegii care sunt la curs și eu le-am spus copiilor, atunci când aveți întrebări, nu ezitați să mă întrebați pe mine, dar nu ezitați să discutați și să învățați și la colegii care poate au înțeles mai bine. Din viziunea, din perspectiva copilului, e vorba despre un portofoliu progresiv. Iată, părintele deschide acest fișier și vede rezultatele copilului în perioada învățării la distanță. Eu am pus așa o filă. Dacă luăm portofoliul din perspectiva profesorului, ceea ce a spus colega mea, doamna Leona, vin pur și simplu cu o simplă completare, pentru că dacă copilul nu a reușit să se încadreze în timp, iată, noi observăm aici că tema a fost predată, dar a fost finalizată cu întârziere. Și dacă noi, ca învățători, am făcut niște notițe pe temă, iată, observăm aici că tema copilului este deja retrimisă. Și pentru noi este important nu atât punctajul sau descriptorul sau calificativul care l-a luat copilul, pentru noi este important ca el să se bucure de succes,
chiar dacă a trecut prin niște corectări de greșeli. Mergem mai departe, dacă ne uităm la portofoliu, este foarte important platforma aceasta Google Classroom, că sistematizează, strânge toate produsele într-un mod organizat și bine pus la punct. Pe Google Drive noi observăm mapa Classroom și în această mapă sunt sistematizate toate lucrările elevilor care au fost realizate. Și nu pentru că mi-a plăcut foarte mult când Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a spus că în această perioadă administrațiile nu trebuie să ceară dovezi de la cadrele didactice ce se întâmplă. Este o cultură a încrederii, dar aceste mape, cum a spus și doamna Stati, este o bucurie a muncii bine realizate. Oricând putem să accesăm oricare mapă și să vedem rezultatele și să facem o călătorie în timp. Respectiv, dacă am deschis o mapă produsă la limba română, observați diferite moduri de a prezenta tema. Deci au fost copii care au printat foaia, au fost copii care au scris pe foaie și dacă vă uitați atent, observați deja și performanța copiilor de a transmite imaginile poziționate corect, pentru că am rugat foarte mult să respecte și poziționarea. Deci aici observăm variate rezultate, fie teste realizate, fie deci un proiect de grup, expoziție de desene observați. Iarăși avem o vânătoare de proverbe și vreau să vă zic aici o situație când am dat iarăși diferite variante de răspunsuri și ultima variantă era să continui proverbul. Și o doamnă, o mămică zice, doamnă învățătoare, noi totul am scris corect, dar nu ne acceptă răspunsul. Și sincer vă zic, stăteam și ne gândeam, poate e o problemă de tehnică. Când o mămică spune, dar dumneavoastră la sfârșitul propoziției ați pus punct? Și doamna zice că da, dacă am pus punct, a fost acceptat răspunsul. Deci câteodată știți, calculatorul este mult mai obiectiv decât învățătorul. Aici observăm ceea ce a spus și colega noastră, atunci când elevii învață din răspunsurile colegilor. Este vorba despre texte despre casă părintească și familie, un exercițiu din manual de clasa a doua. Le-am propus copiilor să caute în revistă sau în ziar un titlu de text despre casă părintească și familie, să găsească asemănări și era foarte important că nu trebuiau să se repete. Deci ei, colegii de clasă, au citit și răspunsurile celorlalte colegi și eu consider că aceasta este și o modalitate nu numai de a evalua, dar și de a învăța și a învăța de la colegi. Observăm produse la matematică, observăm produse la știință, deci e vorba despre lăbucul acesta și iarăși diferite modalități de prezentare, iarăși la știință, deja pur și simplu un audio fișier. Produse la educația plastică. Dacă observați, un copil a pus și o înregistrare a video să ne demonstreze cum el singur a realizat, nu a făcut părinții în locul lui. Avem și educația digitală produse. E-portofoliu este și o sursă de învățare și iată, filmulețele, lecțiile noastre pe platforma Zoom le înregistrăm. Și chiar le plasez pe Google Classroom. De ce? Pentru că nu toți copiii au posibilitatea să acceseze, să intre cu noi în direct și câteodată și eu învăț din ceea ce văd pe ecran și colegii învață încă o dată. Portofoliul digital ne permite să reconceptualizăm verificarea și corectarea. Și atât direct pe lucrare, avem posibilitatea să scriem comentariu, dar iarăși, ținând cont de prevederile metodologiei, comentariile le facem în dependență de tipul greșelii. Dacă greșeala este din standardul care noi deja l-am însușit, pur și simplu îi facem copilului o sugestie, dacă e din standardul care nu l-am învățat, corectăm și iarăși mai depinde, eu personal aplic și în dependență de copil. Cuiva îi dau indicații, cuiva pur și simplu îi corectez. Și știind că, iată, observăm aici și feedback-ul din partea părinților, dăm și iarăși monitorizare și consultație. Observăm numai decât aici, iarăși comentarii din partea părinților, bine, vom corecta, numai decât urmează sandwich-ul, e foarte bine, sunteți cei mai harnici, eu cred în dumneavoastră, și dacă la sfârșit
am scris un comentariu pentru un punctaj maxim și am scris perfect, calificativ foarte bine, felicitări. Ceea ce a scris părintele, mulțumim din suflet, e meritul dumneavoastră și deci, într-adevăr, stimați colegi, pentru faptul că elevii noștri sunt fericiți acasă, este meritul, într-adevăr, al nostru, al dumneavoastră, al Ministerului Educației și al persoanelor, factorilor de decizie care stau în fruntea noastră. Portofoliul privilegiază o pedagogie care face din copil un aliat, responsabil de propria sa formare. A zis domnul Constantin Cucoș și astăzi mai 2020, putem să vă transmit și eu cuvintele care le primim zilnic de la copii. Cuvintele nu pot exprima recunoștința pe care o simt. O să spun doar, vă mulțumesc, doamnă profesoară, vă mulțumesc, stimați colegi care în aceste perioade chiar îmi sunteți și mie profesori. Și primim să ne bucurăm de mulțumirile pe care le primim din partea copiilor pentru profesionalism, pentru susținere, pentru educație și mulțumim și pentru activitatea de astăzi. Mulțumim mult, doamna Verica Mățilu Partenie. Am primit săptămâna trecută un anticompliment de foarte sus, că sunt prea bună. Dar eu nu pot să nu fiu bună când aud astfel de comunicări. Mă refer la faptul că suntem în 2 ore și 20 de minute de webinar, dar numărul de participanți nu scade, interesul este intens. Și ascultând-o pe doamna Verica Mățelă Partenie, mi-am dat seama că teza de doctorat deja e scrisă în 2 luni și jumătate. Deci aveți partea practică, doamna Mățelă Partenie, aveți experimentul formativ, aveți, doar trebuie să vă luați 3 luni un concediu academic, să scrieți partea teoretică și concluziile. Felicitări, a fost foarte util, interesant. Dacă aș avea acum copil la clasele primare, l-aș aduce la bălți la dumneavoastră și la dumneavoastră și la colegii care au fost până acum. Mulțumim tare mult, a fost util. Am văzut că toată lumea a fost ochi și urechi și a făcut notițe. Și vă urăm succes în continuare, iar părinților dumneavoastră să le transmiteți că noi v-am transmis, că sunteți un profesor cu dedicație și eu aș zice chiar ieșit din comun. Bravo! Mai colegi, mai avem 3 vorbitori, nu o să vă plictisiți, să vedeți ce lume frumoasă, tânără și deosebită este în sistemul nostru. Dați-mi voie să-i ofer cuvântul doamnei Angelica. Angelica, așa am văzut de mai multe ori scris, Angela Suhin, Instituția Publică Gimnaziu Grădiniță Mirene Noi, tânără, formatora Giromede din acest an și ne bucurăm că avem așa colegi. Doamna Suhin, vă ascultăm. Așa, eu am să partajez tot ecranul. Deci, bună seara, dragi colegi, stimați oaspeți. Deci, de la zi am ajuns la seară, cu siguranță ați luat o mulțime de notițe de la colegiile mele care au vorbit. Mai urmează 3 prezentări. Eu sper că prezentarea mea vă va fi de folos. Deci, eu astăzi voi vorbi despre Learning Apps, un instrument digital utilizat în cadrul evaluării formative. Learning Apps este o aplicație Web 2 care este concepută pentru a sprijini procesele de învățare și predare prin module interactive. În acest sens, este un instrument potrivit pentru a fi utilizat în cadrul evaluărilor formative. Evaluarea la distanță se organizează cum organizăm și evaluările în sală de clasă. În acest sens, este esențial să selectăm instrumentul potrivit. Evaluarea inițială, formativă, punctuală și etapizată și apoi ajungem la evaluarea sumativă. Când am început procesul educațional la distanță, prioritar era să transmitem informația, conținutul didactic, fiindcă marea majoritate întâmpina dificultăți în instalarea și utilizarea aplicațiilor. Datorită părinților, am reușit, timp de o săptămână, să ajungem la 90% din elevi să fie prezenți pe Zoom. Iar atunci mi-am pus semne de întrebare. Cum voi continua evaluarea? Ce dispozitive vor folosi copiii în a evalua? Learning Apps poate fi deschis cu ușurință de pe toate dispozitivele. Ce fel de evaluări formative transmitem copiilor? Un test, selectăm un exercițiu din manual sau îi propunem să scrie un text? Learning Apps este benefic pentru a fi folosit
pe toate dispozitivele și este comod în utilizare. Nu necesită un cont separat. Orele erau pe Zoom, iar atunci când ajungea timpul să transmitem evaluările formative, în chat anexam link-ul activității, iar elevii, după realizarea sarcinii, într-un mesaj privat prin Viber, transmiteau dovada realizării exercițiilor. Am ales această metodă fiindcă copiii foloseau camera și era vizibil dacă ei erau ajutați de cineva din casă. Aici observați dovada evaluărilor formative pe care le primeam de la copii. Evident că fiecare exercițiu la sfârșit are un cuvânt de încurajare. Multitudinea de exerciții care ne le propune Learning Apps, această aplicație, sunt foarte multe. De ce este foarte atractiv pentru copii și le este foarte interesant? Observați câteva modele ale exercițiilor care le-am propus copiilor în a realiza evaluarea formativă, dar și erau activități interactive atunci când însușeam o temă nouă. Cu ajutorul la Learning Apps putem crea o clasă virtuală, iar aici puteți să observați clasele care sunt create de mine. Aceste clase pot fi împărțite și pe discipline. Observați că fiecare disciplină aici jos, în paranteză, are numărul de activități care sunt create. În total, în această perioadă am reușit în jur de 130-140 de activități interactive să creez. Observați lista elevilor, deci aici este lista elevilor, iar fiecare elev are un login și o parolă. Această parolă poate fi modificată de dumneavoastră în cazul în care copilul a uitat parola. Observăm, aici sunt și unele instrumente. Dumneavoastră ați putea să verificați statistica rezolvării exercițiilor a copilului când el a intrat și în cât timp a reușit să rezolve acel exercițiu și să-i transmiteți și un mesaj în care copilul vă-l transmite înapoi. Un feedback s-ar primi. Puteți urmări și activitatea copiilor, deci unde au reușit și când au reușit, ce sarcini mai au de îndeplinit. Deci se observă aici că nu toți copiii au reușit să își facă cont și să realizeze activitățile la moment atunci când au fost propuse. Însă, dovada era primită prin Viber. Evident că au fost dificultăți de conectare, de logare, de a face screen la ecran, de a introduce adresa electronică și multe altele. Însă, soluția eu am găsit-o prin răbdarea și dorința de a implica toți discipulii în procesul de predare-evaluare, fie el și la distanță. La sfârșit de aprilie, am reușit ca 100% din elevi să fie conectați la Zoom. Niciun drum presărat cu flori nu duce la glorie, spunea Le Fontaine. În acest sens, mulțumesc tuturor actorilor educaționali implicați și dedicați. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc succes și o seară frumoasă! Mulțumim mult! Într-adevăr, ne-ați provocat cu această platformă. Eu sunt sigură că participanții și-au notat și adresa și denumirea. Unii deja au și navigat, au intrat, au văzut. Cu adevărat, ce m-a impresionat în prezentarea dumneavoastră, gradul de aplicare la clasele primare, pentru că e o problemă foarte mare cu toate aceste platforme care nu întotdeauna sunt potrivite pentru elevi. Îmi scrie o colegă în mod privat, e mai modestă să scrie tuturor aici, că fără părinți n-ar putea face nimic. Și cu adevărat, așa și doamna Candrabura a spus mai sus despre faptul că rolul părinților, iar dumneavoastră aici sunteți și părinți care aveți copii în clasele primare, știți cât este de important și pentru noi este, într-adevăr, noi chiar trebuie să le mulțumim părinților pentru efortul care l-au realizat ca să ne ajute în această conectare cu învățământul online. Și doamna Tatiana Purcace este și părinte, dar și învățătoare, cu siguranță ne va povesti Tatiana despre experiența dumneiei. Colegii zic că au obosit, dar le pare foarte interesant. Mai răbdăm nițel, mulțumim doamna Angela Suchin, bravo! Și o ascultăm pe Tatiana. Vă salut, stimați colegi. Dacă se aude bine, atunci eu voi încerca în cele 5 minute promise să mă încadrez și să vă povestesc despre acest instrument ușor,
care îl utilizez cel mai des la clasa a patra și nu numai, la clasele primare, la elevii care, cu care lucrez. Deci, eu am pornit de la ideea că vreau să mă asigur că mă aude lumea. Așa, se pare că nu mă aude. Vă auzim bine. A, da, bun, mulțumim frumos. Deci, eu am pornit de la ideea că evaluăm pentru învățare. În special, acum, în perioada aceasta, când elevii sunt la distanță de noi, și ar trebui să facem din evaluare joc, să avem încredere în elevii noștri. Mă rog, mă bazez pe această idee și în exemplele proprii de utilizare a Padlet-ului în perioada martie-aprilie, am folosit acest instrument Padlet în următoarele situații. Deci, colectarea temelor la distanță a elevilor, colectare de fotografii, mesaje, text, audio, video, un suport didactic ilustrativ în timpul activităților sincron, deci o să vedeți mai târziu, folosesc și în această situație acum, proiecte de grup, reviste comune, personale și un portofoliu personal al fiecărui elev. Mai exact, deci un Padlet care se creează cu coloane poate fi utilizat ușor ca evaluare la evaluarea formativă etapizată. Cum? În prima coloană, învățătoarea își scrie sarcinile de lucru, iar în celelalte coloane, elevii răspund prin răspunsuri scurte sau chiar pot să atașeze fotografii, depinde cum este pusă sarcina la început. Un alt format de Padlet este axa cronologică, în care, în cazul dat, este prezentat cum am scris întrebări și elevii răspund în comentarii, formulează alte întrebări, votează ideile bune. Un alt format este harta, atunci când elevii au ca călătorie virtuală sau o harta lecției, toate sarcinile sunt puse de către învățătoare, iar elevii răspund în comentarii sau adaugă destinațiile lor alături de acele sarcini, acele destinații puse de învățătoare. De asemenea, ajută foarte mult la colecționarea mesajelor audio, foto, video, Padlet-ul de format perete sau grilă. Deci elevii primesc feedback în comentarii, pot aprecia și ei postările colegilor. Formatul de tip flux permite atașarea fotografiilor mari și totodată textul, adică nu e cazul ca să deschizi postarea elevului, dar vezi deodată fotografia mare. Totodată am utilizat ca evaluare reciprocă în cadrul orilor de educație plastică, tehnologică, iarăși elevii comentează postările colegilor, ținând cont de criteriile de succes. Am sesizat careva avantaje acestui instrument. Este ușor și simplu pentru elevii mici, în special cei din clasele primare. Nu necesită cont logare pentru a posta pe un Padlet. Se poate ușor de accesat de pe orice dispozitiv. Elevii pot crea cu ușurință Padlet, pot utiliza aplicație pentru a crea proiecte, reviste, colecții, enciclopedii. Totodată, asigură posibilitatea de arhivare a materialelor și reutilizarea Padlet-ului. Cred că colegii care utilizează acest instrument știu că este opțiunea de a descărca informații de pe Padlet. Și iată, pentru acest webinar am creat acest Padlet de tip hartă conceptuală, în care o să găsiți la sfârșit și prezentarea arătată și câteva Padlet-uri create de elevii claselor a doua și claselor a patra. Deci iată un Padlet creat de un elev de clasa a doua. Așa, deci toate veți putea analiza atent aceste postări, aceste Padlet-uri ale elevilor, pentru că am acordul părinților pentru ca să le vizionați. Iată un alt Padlet creat cu enciclopedie de lecții digitale pe care le-a utilizat copilul. Așa. Proiecte de grup create de elevii din clasa a patra, de fapt nu este de grup, este un proiect individual de cercetare a elevii la știință. Și au cercetat tematica Terra este în pericol, au elaborat aceste proiecte pe platforma Padlet, deja de pe conturile sale. Deci, elevii au
au și conturile sale create. Dacă este interesant acest instrument, tot pe această, pe acest perete găsiți și tutorialul pe care o puteți privi și vă puteți crea acest cont pe Padlet sau puteți să-l expediați copiilor. Așa. Deci puteți să-l expediați copiilor și ei cu ușurință pot să creeze contul pe Padlet și să posteze ulterior să folosească acest instrument la clasă, pentru că este foarte util și ușor de aplicat. Atât. Am încercat să fiu foarte succintă. Vă mulțumim, doamna Tatiana, a doua oară. Atunci când vorbiți dumneavoastră, am venit să face restart la programă. Dar slavă Domnului că totul e bine. Sper că s-a înregistrat tot ce am făcut până acum. Am emoții, dar sper că va fi bine. Bine, mulțumim, a fost interesant. Vreau doar o precizare. Câte padleturi puteți utilizați în mod gratuit? Deci, padletul permit, platforma permite crearea a 3 padleturi, însă, atenție colegi, sunt situații când poate să fie ca, nu știu, promoție, pentru că recent, într-o seară, am creat 5 padleturi pe un cont, respectiv câte conturi ai, atâtea 5 seturi de padleturi. Am uitat să zic despre coloane, padletul de tip coloane, am încercat să văd câte coloane permite crearea. Deci se permite peste 33, pentru că am ajuns la 33 și nu mai aveam răbdare. Deci acolo am scris în fiecare coloană numele elevului și respectiv fiecare elev își scrie rezultatul sau postează tema în coloana sa, deci iarăși e foarte util, dar o să găsiți. Da, deci asta am vrut să vă atenționez, stimați colegi, că gratuit este limitat la Padlet, e un instrument foarte bun, interesant, dar trebuie să avem mai multe conturi la un moment dat și să fim foarte atenți cu opțiunea arhivare, care la un moment dat, când vrei să o dezarchiveze, cere iarăși bani. Cel puțin eu m-am încercat cu lucrul ăsta, vă spun dumneavoastră, ca să încercați să evitați încercările. Dar este extrem de util, interesant și de câțiva ani cunosc acest instrument util. Mulțumim mult și doamna Rodica Murus, care încununează opera webinarului de astăzi. Doamna Muruț, vă ascultăm cu drag. Bine v-am găsit, stimați colegi și onorați oaspeți. Deci am trăit cu toții o perioadă care ne-a încercat rezistența emoțională. Am trecut cu responsabilitate și încredere peste toate încercările și modul de predare a devenit altfel. Învățământul la distanță ne-a oferit oportunitatea de formare, dezvoltare și aplicare a competențelor digitale. Deci voi relata metode eficiente de evaluare în perioada învățării la distanță, aplicând platforma educațională gratuită ASQ pentru elevi, profesori și părinți. Și apoi vă voi prezenta niște metode eficiente de predare evaluare în cadrul lecțiilor video. Deci ce oferă această aplicație? Deci este în primul rând o aplicație accesibilă, ce oferă posibilitatea creării unor exerciții variate și un feedback în timp real al muncii elevului. Ce oferă elevilor? Deci este un studiu interactiv în care elevul lucrează de unul singur, în ritmul său, la orice lecție. Are la dispoziție explicații video, exerciții, jocuri, exemple și teste. Deci își poate vedea colegii din clasă în aplicație, rezolvă pe aplicație temele primite de la învățător, învățând îi crește nivelul, deci obține diferite competențe, medalii, puncte și premii virtuale. Poate urmări evoluția și progresul cunoștințelor, deci poate să se autoevalueze la orice moment. Mai departe, vă rog. Dar ce oferă pentru profesori? Deci pentru profesori sau cadre didactice, este o activitate în timp real. În timp ce elevii au aplicație deschisă, învățătorul poate vedea de pe telefonul său la ce lucrează fiecare și detaliat unde greșește. Deci apare un cerculeț
verde care arată că elevul studiază. Se lucrează diferențiat, în timpul unei ore, învățătorul poate da sarcini diferite elevilor, ajutându-i astfel pe cei cu un ritm mai scăzut sau mai lent. Dă teme elevilor direct din aplicație. Aceștia vor primi notificare în contul lor cu sarcinile ce trebuie rezolvate și timpul limită. Deci învățătorul testează elevii direct din aplicație, nu trebuie să mai corecteze pentru ca punctajul să fie calculat automat. Pe lângă materialele existente, învățătorul poate crea și materialele independent. Deci ce avantaje au părinții? Deci ei, în primul rând, urmăresc în timp real pe aplicație evoluția, sarcinile și activitatea copilului său. Primesc instant notificări pe SMS și pe e-mail cu nivel obținut în aplicație, cu temele noi adăugate sau chiar nerezolvate. Comunicarea are loc prin citirea observațiilor de către învățător. Vă mulțumim, mai departe. Așa, deci cum are loc crearea unui cont pe ICQ? Deci există două modalități de creare. Este logare prin Facebook și logare cu e-mail cu cont pe Gmail. Cum urmărim activitatea elevilor în ritm real? Deci apar temele rezolvate care sunt însoțite de punctaj, dacă observați aici mai jos. Perioada o setăm în dependență de termenul limit eliberat. Elevului să rezolve testul sau exercițiul. Deci se setează elevul, aici este punctaj, pentru mai multe zile, setăm butonul, se setează mai multe zile. Pentru ca atunci când se observăm monitorizarea elevului care nu lucrează, accesăm arată elevii fără activitate în intervalul specificat. Așa, dacă vorbim despre momentul când vrem să vedem dacă copilul lucrează, observăm aici este un punctișor verde. Este un ușor aici albastru, este momentul când greșește elevul și elevul poate reface textul, dacă nu e satisfăcut de rezultat, atunci ochiul activ dispare, dar cadrul didactic va urmări evoluția în altă secțiune. Deci cum urmărim evoluția individuală a elevilor? Deci monitorizăm numărul de puncte. Observație este punctul 227, ce este punctajul acumulat. Deci ele se acumulează în funcție de dificultate. Diagrama 1 arată evoluția în 7 zile. Diagrama 2 arată evoluția pe 30 de zile. Deci putem seta perioada dorită de noi. Așa, în continuare. Deci dacă ne uităm mai departe la activitatea recentă, vom observa că exercițiul a fost rezolvat de două ori și numărul de puncte de experiență. Ce ține de notă? Deci observăm că se indică notă, dar mai sus ați observat că majoritatea rezultatelor pe care le vede cadrul didactic se dau în procente și apoi ele se transformă în calificative sau în descriptori. Așa, mai departe, vă rog. Deci este o platformă care m-a ajutat să lucrez, în primul rând, diferențiat, să evaluez tema tuturor copiilor într-un timp restrâns, să testez instant cunoștințele elevilor, deci aș spune că este o platformă utilă, relevantă și obiectivă. Deci o altă sursă, educațională online, care oferă oportunitatea pentru elevi, părinți și învățători, sunt lecțiile online, care m-au ajutat la predarea temelor, apoi la evaluarea lor pe platforma Zoom. Deci, cum ați auzit mai sus, evaluarea, deci mai mult orală merge, discuțiile dirijate. Deci am folosit tutorialul PowerPoint, iar pentru înregistrarea vocii am ales programul Screencast-O-Matic, pe care putem să-l descărcăm gratuit. Așa? Deci toate 33 de lecții le-am plasat pe canalul personalizat, ca un suport didactic accesibil pentru elevi, părinți și cadre didactice. Așa. Puteți vedea și acest canal. Deci eu socot că lecțiile video sunt o oportunitate pentru elevi, părinți și cadre didactice. Și aș dori să mulțumesc și echipei de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care la fel a muncit foarte mult în privința lecțiilor video, care au fost și ele o oportunitate pentru elevi, părinți și cadre didactice și au găsit soluții relevante a instruirii la distanță. Iar colegilor, aș vrea să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru munca depusă, pentru dăruire, pentru că ați reușit un volum mare de lucru pentru o perioadă scurtă de timp. Vă mulțumim! Mulțumim mult, doamna Măruț!
E de apreciat și ritmul în care ați prezentat, foarte bine pregătit și este important pentru noi să câștigăm orice clip, orice moment. Mai mult decât atât, m-am gândit și la această varietate de produse pe care le-ați prezentat dumneavoastră. Mă gândeam la lecțiile video, probabil că în evaluare am fi folosit mai mult resursele video prin care elevii să se filmeze și dumneavoastră să puteți să-i apreciați ceea ce se întâmplă de fapt, dar și modalitatea de conexiune, da? Deci lecțiile video în care dumneavoastră ați apărut în fața elevilor și elevii au avut ori de câte ori realizau un test sau o probă să revadă lecția ca să poată realiza mai bine. Foarte interesant, mulțumim! Curg comentariile de aprecieri și pentru dumneavoastră și aș vrea la final, stimați colegi, iată, vedeți, colegii spun că n-au auzit despre ele, dar lista în care noi am conspectat-o de la dumneavoastră, toate aceste aplicații pe care o le utilizați, am impresia că vocabularul nostru s-a extins atât de mult în ultima perioadă. Observarea mea personală, din ceea ce văd eu ce se întâmplă în lume, pentru că zilnic fac exercițiul de a naviga pe cel puțin 6-7 site-uri ale Ministerilor Educației din Europa și ceea ce observ, dragi colegi, este că foarte multe țări nu au o platformă unică. Foarte multe țări au avut același mesaj pe care l-am avut și noi, Ministerul Educației, în această perioadă, ca profesorii să folosească orice platformă de care au, la care au acces și care pot. În același timp, nu toți cunosc limitele acestor aplicații și se poate întâmpla că atunci când îți instalezi o programă, se pare că e gratuită, peste ceva timp se cere să vii cu niște prețuri. Apoi, o problemă pe care am sesizat-o și în comentariile dumneavoastră este faptul că elevii claselor primare, dar nu numai, și cei de la gimnaziu și liceu, în această perioadă au demonstrat un examen serios la capitolul autonomie, autodezvoltare, management organizațional al timpului și așa mai departe. Cu alte cuvinte, o problemă la care trebuie să revenim în cât mai apropiat timp este autonomia copiilor, pentru că foarte mulți elevi nu știu să lucreze dacă nu îi ajută cineva. Cineva să le deschidă, cineva să le pornească. Mai mulți colegi mi-au spus că totuși copiii s-au schimbat și în această perioadă mulți au încercat să se adapteze și chiar părinți care mi-au zis că nu mai deranjează pe copil dimineață când conform orarului are lecție pe Zoom sau o altă formă de comunicare, mama închide ușa, copilul deja de sine stătător, intră în lecție, apasă, știe unde să acceseze. Deci eu cred că asta este o performanță. În același timp, ar trebui cu toții să ne angajăm și să căutăm o soluție unică, așa cum au făcut-o unele țări. Bunoară, Marea Britanie nu permite accesarea a toate aceste platforme gratuite. Ei sunt foarte atenți, deci, cu recomandările pe care le dau, pentru că nu au siguranță că acele platforme nu acumulează date privind date personale ale copiilor. Deci și unele platforme ar putea provoca grave probleme la securitatea tehnologică și confidențialitatea datelor și așa mai departe. Avem la ce să lucrăm în următorii ani. Aș fi dorit ca domnul Lăsenco, dacă este și ar putea să se conecteze cu audio sau video, să facă o părere de final despre ceea ce a auzit astăzi la webinar. Domnul Lăsenco. Da, mulțumesc mult. Ne bucurăm mult. Da, mulțumesc mult pentru invitația la acest webinar. A fost situația în care am admirat fiecare prezentare, am admirat și emoțiile care am văzut în chat. Într-adevăr, este
un salt, un exemplu, cum se poate de lucrat în condiții în care multe lucruri nu sunt cunoscute, dar există dedicație, că dorim să facem o educație de calitate și asta este un exemplu foarte important. Dar din practic experiența care a fost prezentată demonstrează că într-adevăr există o mulțime de oportunități și noi să fim martori că aceste oportunități, numărul de oportunități se va lărgi în continuare și în cazul dat, mulțimea acestor oportunități propune pentru noi și o întrebare pentru reflecție, într-adevăr, care din această oportunitate este mai sigură, care asigură rezultatul învățării anume axat pe copil și provoacă întrebările legate de democrație reală în procesul de învățare, unde există libertatea a elevilor, unde există libertatea părinților, libertatea profesorilor de a alege metode, de a alege instrumente. Practic suntem acum în situația când trebuie să reconceptualizăm întreg procesul de educație și procesul și rezultatul, pentru că mulți colegi au spus lucruri foarte importante pentru ce evaluăm, ce evaluăm. Mă bucur că a fost și exemple când a fost colectat feedback din partea elevilor, ați prezentat experiențe de implicare a părinților. Practic, toate aceste lucruri vorbesc despre faptul că noi de la învățământul tradițional trecem la altceva, la lucrurile care poate de mult a fost deja gândite și despre care noi spuneam că este nevoie de a schimba ceva, dar condițiile acestea de dispărțire, nu putem lucra în spațiu fizic comun, au accelerat aceste schimbările. Într-adevăr, informația prezentată merită să fie analizată și eu invit pe toți, acumulând această experiență, formulați cât mai des întrebările reflexive. Întrebările reflexive care sunt orientate nu doar despre rezultatul imediat de astăzi care obținem după lecția realizată, dar reflexiile care sunt legate de perspective de termen lung, reflexiile strategice, unde noi ajungem, pentru că aceste lucruri într-adevăr fac schimbarea. Eu vă mulțumesc mult, eu personal am primit multă informație pentru meditații, pentru reflexii și mă bucur că sistemul nostru educațional are forță care putea mișca sistemul mulțumim nostru. Mulțumim mult, domnul Lusenko, pentru noi este o onoare să ascultăm expertiza unui formator de calificare înaltă. Pe domnul Lusenko, probabil că mulți dintre dumneavoastră l-ați întâlnit la prodidactica, dar nu numai, pentru că dumneavoastră este supervisorul în mai multe activități de formare și este o onoare pentru noi să auzim această părere din partea dumneavoastră, domnul Lusenko. Sper să mai avem colaborări frumoase cu Asociația Generală a Învățătorilor. Stimați colegi, acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc mult pentru răbdarea pe care ați avut-o. V-am plasat aici link-ul cu mapa, cu materiale, dar vă veți primi și pe e-mail. Și de asemenea ați primit și deci link-ul către formularul la de feedback, chestionarul de feedback pentru acest webinar. Vă urez o seară frumoasă, cereți vă rog scuze familiilor dumneavoastră, soților, copilașilor, pisicuților și cățelușilor, pisica mea ați văzut-o, nu mi-a dat pace, că v-am răpit atâtea ore. Dar sper că avem o satisfacție profesională și o vară întreagă avem la ce să lucrăm. Mulțumim mult tuturor! Mulțumim mult! O seară frumoasă în continuare! Seară frumoasă! N-am reușit să vă arăt pe început. Arătați-ne acum! Asta e cartea, adică pe tâi, noi pe lângă didactica noastră, didactica informatică trebuie să o luăm la activ, fiindcă, cum zicea și domnul Lusenko, eu vă mulțumesc pentru toate achizițiile pe care le-am acumulat în această după amiază extraordinar și în timp, știți, foarte convingător, fiindcă eu chiar am văzut exemplu concret, așa cum am și reușit să mai scriu. 2007 cartea este, domnul profesor Adăscăliței mi-a dăruit-o prin 2010. Eu vreau să vă spun, e la mine cam așa este, eu nu știu cât se vede. Știți de ce? Reflecțiile sunt foarte multe. Primul,
Noi, iată, chiar ascultam astăzi, trebuie să utilizăm același limbaj în care sunt aplicații, însă, dincolo de asta, de exemplu, Telegramul, până la urmă, e un serviciu de messenger instant, așa? Voi vorbeați de Padlet, eu vă pot recomanda și Mimo.com, care este o tablă pe care tu poți să scrii în timp ce explici. Padletul de asemenea oferă acela, încă și mai mult, Miro.com, pardon, mai mult îți oferă. Deci, prin urmare, paradigma asta de instruire online ne solicită nouă acum un efort ca să spunem lucrurile pe pălicioare. Care aplicații, pentru ce etapă cadru, pentru ce tip de sarcină potrivește, fiindcă eu mă uit că noi am început, știți așa, cu ele, nu poți folosi Viber-ul pentru că n-ai nevoie de un instrument de productivitate din partea copilului pe care el să scrie. Chestionarul este o altă formă. Să vedeți cartea asta, chiar dacă poate pe locuri pare depășită, cum se pupă taxonomia lui Bloom cu tot ce propune domnul profesor Adăscăliței și dincolo de asta, ce înseamnă clasa virtuală? Eu îl văd de atât pe Valera, mălădeț, aici în paralel. Lucrurile nu sunt așa de simple cum le luăm noi la prima vedere. Avem nevoie de o claritate, exact cum strategiile didactice le avem, știți, pentru evocare, pentru realizarea sensului, pentru reflecție. Exact așa și aici trebuie specialiștii din IT cu cei din didactică să stea, să facă o clasificare, fiindcă doamna Marin a spus foarte corect. Eu nu știu dacă știți, dar... De exemplu, când intri pe Zoom, voi automat, de pe telefon, trebuie să verificați dacă cel care se loghează e cu adresa respectivă, fiindcă și nu e cumva cineva care o să vă facă Zoom booming, adică e total o persoană din afară care fură datele cu caracter personal, face fotografii și mâine apărim cu toți copiii într-un produs, Doamne ferește, care ține de trafic, de copii și... grooming și tot ce doriți. Noi sigur că multe nu le cunoaștem, dar aici, după mine, deja e momentul să ne așezăm ca această nouă paradigmă, să o așezăm foarte, foarte explicit. Altfel, noi le punem pe toate într-un sertar, dar sertarele trebuie, după mine, așezate foarte, foarte corect deja. Astăzi noi am avut și delimitare clară, dar eu cel puțin știu că încă nu le am pe toate foarte bine clasificate din perspectiva de care ziceam mai sus. Etapă cadru, metodă tradițională, instrument adecvat pentru sarcină adecvată. Punct, mulțumesc! Da, foarte utilă, doamna Candrabura, această precizare. S-a înregistrat și colegii care au ieșit vor avea posibilitatea să vă asculte. Foarte bună generalizare, ați realizat-o. Deci, cu adevărat, ne așteaptă și noi, cei care suntem în domeniul cercetării pedagogice, siguranță că ne-am sesizat asupra problemelor la care trebuie să lucrăm în continuare. Știm cum, parcă știm pe de-o parte, dar poate mai trebuie să studiem cum am putea să fim de folos și cu siguranță că ne așteaptă o etapă foarte importantă în cariera noastră profesională, cea de a studia și mai mult și cartea domnului Adrian Adăscăliței, care poate cândva era un reper teoretic, astăzi poate să fie un reper cu adevărat practic. Doamna Marin, el din 2007 vorbește de instruire asistată la calculator, de e-learning și mai multe lucruri, într-adevăr, anticipate bine, are și profilul adecvat. Mai mult ca atât, Ministerul, cum ziceam, și eu voi insista, ca și alte voci, cel puțin două dispozitive îți trebuie în predarea, în instruirea online. Telefon și un computer foarte bun. Iată la mine, eu de ce n-am putut la un moment dat nici să scriu, fiindcă microfonul într-adevăr a fost închis, trebuia să restartez. Deci vedeți cum apar situațiile, mă rog, care țin de niște limite și tehnice până la urmă, fiindcă investiția pe care trebuie să o facă și Ministerul și autoritățile locale trebuie să fie și pe clasa virtuală, presupune într-adevăr dispozitive care costă. Altfel, nu putem noi cu SAP-a sau doar cu tabla sau cu elementar niște telefoane neadecvate să facem lucruri pe care le cere chiar și metodologia, doamna Marin, care ați elaborat-o și este bună. Dar pentru asta, vorba ce e, dați-mi
dispozitivele și instrumentele și ghidarea adecvată. De ce am și numit-o la distanță? Pentru că a fost pretențios să mergem pe varianta online atâta timp cât ne-am gândit să putem comunica și la telefon și la poștă și cu bicicleta. Iată, a fost aici o doamnă învățătoare cu noi în conferință. Ieri am văzut-o la TVR Moldova sau la Jurnal TV, doamna Barduc Răisa și copilul care cu bicicleta vine la doamna învățătoare acasă. Pentru că unicul în clasă nu are tehnologie, nu are echipamente. De ce ne-am gândit să o numim învățare la distanță? E adevărat, probleme sunt și suntem o țară cu economie, știm care, de care și avem mult să muncim la capitolul ăsta. De ce? Apare și întrebarea pentru unii profesori, dar acest webinar, care ar avea scopul? Care ar fi scopul lui pentru viitor? Ce s-ar întâmpla de la 1 septembrie? S-ar întâmpla că elevii iar vor sta acasă și vom lucra la distanță? Eu cred că timpurile, deci viitorul nostru este unul încă incert și noi trebuie, dacă până acum nu am fost pregătiți pentru aceasta, că nu știam ce poate să ne aștepte, acum trebuie să fim pregătiți pentru timpurile care ar putea fi incerte. Și am putea folosi învățarea integrată, așa cum o fac acum în Franța, deja copiii au merg la lecții, dar ei merg câte 3 zile, de exemplu 15 copii, luni, marți, miercuri, joi, vineri, alți 15 copii. Și săptămâna viitoare cei care au fost joi, vineri, vin luni, marți, miercuri, cu păstrarea distanței sociale, cu marcaje, cu mănuși, cu tot felul de echipamente, dezinfectante. Și o parte din copii își păstrează dreptul să învețe la distanță, părinți care nu acceptă să vină copiii la școală de frică să nu se mă lipsească. Doamna Marin, foarte corect, dincolo de pandemie și faptul că noi nu ne mai putem permite luxul să tergiversăm apropierea noastră de instruirea online, eu doar vreau să vă mai aduc un ultim argument. Eu, elevul de astăzi, am nevoie ca tu să mă pregătești, să-mi dai mie competența necesară, că poate eu mâine vreau să aplic la o universitate care se numește MOOC. Adică MOOC-urile sunt universitățile care oferă doar învățământ la distanță. Nu da. Sincron, el poate să fie și asincron. Noi prea puțin vorbim. Eu la Qatar, la World Innovation Summit for Education, 2 ani la rând, am asistat la niște dezbateri, da, dure, dintre universitățile tradiționale, Sorbona, și luați-le la rând ca să nu le numesc pe toate, și noile universități online care, practic, ele ce fac? Ele papă studenții de oriunde. Eu de la Baraboi, tu din Zimbabwe și din altă parte, în timp real putem învăța, într-adevăr, prin acest învățământ la distanță, care poate fi deschis sau închis, adică deschis în sensul de online, sau închis, primesc teme, răspund, sunt evaluat, sunt diferite forme. Și eu aici ziceam că această nouă paradigmă noi trebuie să o așezăm, deja să o sistematizăm foarte, foarte clar, că am început să ne pierdem în fluxul ăsta foarte mare de aplicații pe care le vedem zilnic. Eu sunt mândră, dar mie mai creează deja amițeli, sincer vă spun, nu știu cum domniilor voastre, dar eu de acum am sentimentul că nu știu efectiv nimic, deși v-am zis, parcă am pretenția deja că nu sunt novice sau, știți, ucenică, dar un pic de calfă, adică pot să fac și ceva singură. Sigur că... Foarte interesant, foarte interesant. Simt că am pășit și în zona învățământului universitar. Semn că trebuie să deschidem o serie de convorbiri pedagogice online, așa cum o face domnul Pânișoară. Foarte interesante idei și de la asta avem cu toții să ne îmbogățim. Dragi colegi, dați-mi voie să vă îmbrățișez, stimată doamnă Candrăbura, așa vă îmbrățișez, vă țin lângă mine. Familia Valera Molodeț, de fapt soții Gorodenco, vă salutăm și ne bucurăm că ați fost astăzi uniți cu toții. Vă mulțumim din suflet. O seară frumoasă tuturor! Cu drag! Numai bine! La revedere! Mulțumim mult! Mulțumim!